mă, ce face șepilor? Banii, banii nu au suflet să-ți dea iubire. Banii, banii nu vor fi la greu lângă tine. Banii, banii nu au suflet să-ți dea iubire. Banii, banii nu te-ntreabă. Bună seara, oameni buni, bună seara, bună seara. Haideți cu like-uri, cu share-uri masive. Unde ați fost? Că de când nu v-am văzut, multă vreme au trecut. Codrule, codruțule, vă pup, fraților. Hai să vă bag să cânte, că nu e de la stâlpurile astea, nu e emisiuni, nu e semnale. Dacă suferi să-l ție bine. De la bebe pentru Puța, pentru nevasta lui. Money, tell me, can it buy ya, honey? Yo, I seen many millionaires broke down in tears. Many streets nice, living in fear. Money can't buy you love, so what's the dealer, yo? So me and Papa out there searching for that money, yo. Say what you want, yo, this game is real. Everybody out there, yo, I know how you feel. Sunt singur, singur în lapte. Nimeni nu poate să mă aline. De la Bebe Sabie pentru fila lui Isabela. Alexandra Neagu, mă mânca v-aș gura voastră, mă, ce vreți, mă, Alexandru Cordea, Power Roșca, Alexandru Cordea, iarăși, Kid Rock, pă, duchilor, uscați, dați like, Daniel Drăgoi, vă pupăm, fraților, ce faceți, stați să pun așa, uite-o pe Claudița, a început să dea din fustă pe aici, să pun, fixează mesajul, pac, avem sus, stai pe stream-ul, în caz că vă mai hotărâți să băgați și voi era cu un buzunar, să nu faceți conjunctivită la Airben, I love you, my friend. I love you atât de tare încât I believe că mor. You are so încântător. Oh, mai frate, te ador, te pupăm, mă. Dacă ești nou pe acest canal, te rugăm să apeși butonașul de like, zise Jericho. Unde-i ciocanul? E aici jos. Salutare, frate. La Valea Dutare când mai ajungi? O să mai ajung, frățiorul, nu știu când. În viitor apropiat, nu cred. Gata, s-a terminat cu excursiile, cu astea, gata, vine iarna, trebuie să punem de porc, de șorici. Și ce zic? Ce faceți, mă, pe unde ați fost? Cum v-ați mai petrecut weekendurile? Da, like-uri da și voi, membrii deveniți și voi, fiți, mă, și voi mai buni, să trăiți mai mult, mă, zise o oaie. Hap! That's why Tiger One got with ya. Let him know where the money goes. Way down, real low to the flow. Here we go. Money don't buy happiness, but everybody out there wants to hold and caress it. Love is the only spice of life, so don't think twice. Everybody out there grab a slice, come on. Banii, banii nu au suflet să-ți dea iubire. Banii, banii nu vor fi la greu lângă tine. Banii, banii nu au suflet să-ți dea iubire. Banii, banii nu te-ntreabă dacă suferi să-ți e bine. De la Bebe Sabie pentru Udinu și copiii lui Edi și Raul. Pă toți, fratele, o vom și-o indiar așa. Zăt! Zăt!
mamă, că trebuie să-i băgăm lui Alexa. Mamă, să moară frații mei. N-am și mai vrei să mă duc la muncă, mă, ca vă școaiele voastre. Băi, cum să mă mai duc la muncă, mă, când sunt angajat cu carte de muncă aici la, știi ce zic, la barosarul ăsta. Nevor. Te pupăm, Alexandra, mulțumim frumos pentru, știi ce zic, pentru bâzdăgările astea, pentru 200 de spartare. Da, mă, bucavaș pe noastră, ce arde lui Alexandra. Deci, mi-am primit salariu, știi ce zic. Păi, Anais, tu stați că sunt emoționat să începi noaptea așa, mâncava și pula voastră cu 200. Pentru Alexandra Neagu, o pupăm, să rămână, mulțumim frumos. O pupăm și pentru content și separat, ale noastre. Haideți, fraților, cu niște inimi pentru sora noastră, pentru Alexandra, sora voastră, gagica mea, prietena mea. Avesa! Ha! 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 Așa, fraților! Andronile, te pup, frate! Ionuț Andronile, comentate pe cărți, la familia ta, să fie bine de la familia ta, de fie bine de 50 de rechind ăștia mari! Ce să zicem în cavajul ăsta? Mulțumim frumos lui Alexandra pentru fata aia care a întrebat acum câteva seri de unde îi fierbe oala. Măi, fată, vreau să dezvăluiesc un secret. Eu muncesc la fata asta și știu despre ce e vorba. Ascultă-mă. Vinde ouă de câine. Să moară frații mei. Băi, dracu, mă întrebau, băi, că-ți rupți de foame, sunt aici, au geam la burtă, le se vede colțul de pâine, dar altă îi interesează, păi de unde are lumea bani? Are, bă, lumea, că le fierbe oala, mai întrebați de unde? Mai așa, când a donat cu mâna aia ei, aia stângă, dar are ceasul la 50 pe mână, să moară 2-3. Băi, frățiorul meu, Ionuț Androie, te pupăm, frate, bine, mulțumesc frumos pentru donație, frățiorul. Adriana Florentina Covins, bine ai venit în clanul Ferraru. Mulțumim încă o dată cu mătra noastră, Alexandra. Da, nu vă mai interesa, bă, fratelor, dacă lumea și-ar vedea fiecare de treabă, lor am fi mult mai fericiți. Nu vă mai uitați, mă, în grădina la altul. Știi ce zic? Ula cali. Adriana Florentina, te pupăm! Bine ai venit în clanul Ferraru cu mătră Vulpe, te pupăm! Da, așa că vedeți-vă, dracu, de treburile voastre și nu mai stați pe la colțuri ca să bârfiți lumea, să vă intereseze pe voi ce și cum. Ați înțeles? Până atunci, ce să zic, mi-am luat salariu, dăm înainte ca tancurile rusești, mai punem o dată o melodie frumoasă pentru... Da, că băgăm și noi una cum trebuie, în cava și gura voastră. Faci pentru Alexandra! TCM-ule, te pupăm, frate!
Mulțumim frumos, TCM-ule. Mulțumim din suflet. Bine că nu e cu le în față. Bă, fraților, mulțumim frumos încă o dată lui Alexandra, lui Ionuț Andronie. Îl pupăm, mulțumim frumos. Doamna care și-a luat, Adriana Florentina, și-a luat membru. Salutăm pe toată lumea care întreține acest canal și această rablă de om, acest descendent evoluat al dinozaurilor din Jurassic Park. Vă mănânc! Și pentru toți țăranii ăștia care stați pe aici ca viespile leagă, bă, dați-vă în pula mea de aici. Dar nu sunteți de rasă, bă. Vă în pula mea, nu sunteți de rasă. Când eu mâncam fasole, știți bine ce zic. La voi nu se inventase bășina. Că aia spura lui de cocroc ăsta. La dușmane. Care știți ce zic, dați-vă în pizda mea de aici de castor gri. Luați și vizionați din umbră și tăceți acolo. Așa. Să nu fiți în față, dați-vă în coaiele mele de aici de nebuni. Fraților, a apărut Balaurul, șef. Ăsta e de la cum zice, tac, tac, Balaur, de la greu, șef. Cristi, unul cu cheiță. Ei spare, ule, vă pup, bă, toți te-a pup Cristinelul meu frumos, Becker, bă, și pe tine, și pe el, ben, pe Silviuțul al nostru, pe toată lumea, fraților. Toți oamenii, fii rău, sunt eu, șarpele de dodou care mușcă rău. Vă arunc venind la ăștia care, știi ce zic, una cobra asasina, se-a scapando la piscina, taca, i taca, 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 che era voia mata, e la cobra asasina, cobra asasina, se-a scapando la piscina. Știi ce zic? Invidioșul, da, a venit. Știi că vin din militari, spar bani pe lăutari, gaborii sunt poponar, pizdos în beton. Noi suntem tar, voi boschetar, vrăjeală dulce, cofetar, mă vezi pe stradă și trebuie să... Salutare, Ionuț, Matache, te pupăm, frate. Găina îl prinde bine la cățeluși și mei. Da, nu e rău. Găina. Bă, fraților, da, nu vă mai uitați, mă, în curtea vecinului. Că nu știți niciodată ce s-a întâmplat pe acolo, ați înțeles. Potoliți-vă, dracu, cu porcările astea să mai faceți discuții de lume și de una și de altă. Vedeți-vă, dracu, de foamea din voi, că să moară frații pei dacă te emit. E vorbă mare că toată. Sunt și unii care, într-adevăr, zic ce au de zis și sunt buni. Da, sunt și unii mâncavași gura. Sunt terminați mâncavași gura voastră. Ascultați-mă, numai țărani e plin de lipitori. Ați venit în pula mea cu țărână în Adidas. Pe internet, pe aici, descălțați-vă, mă, că ați făcut praf ca în vest, futu-vă în gură de cactus, de vest ce sunteți. Dați-vă în coaiele lui Moș Crăciun, de nebun că vă iau și vă dau cu un croșeu, de vă arunc capul în strat. Da, ce vreau să lămurim în această seară, fraților, vreau să salut pe toți membrii mei, pe toți ciocănarii mei, pe toți oamenii care sunt alături de mine, îmi susțin canalul, mă iubesc, comunitatea mea frumoasă, stau și eu de la Conacul Vrăjeală, știți, că comunitatea mea frumoasă, ba, 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 ba. Bă, vă mulțumesc la toți ăștia care, toți scoții, toți nenorociții, toți, 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 mă, toți ce înseamnă, mă, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că mă... Ai donat, cu Vlad, nu te faci video cu el, da. Da, frate, Vlad Munteanu, îl salutăm, mi-a scris într-o seară aici, nu l-am văzut pe om, îmi cer scuze, Vlad, sunt urs cu internetul, cu astea, bă, cât de urs, așa știu. Nu, mă pricep, te salut și dacă vreodată, da, sunt pregătit să fac orice, sunt deschis provocărilor. Gabriel, bă, te pupăm, 4 floci, 49 de la Regină, 4 floci de britanici, Dobrican, te pup ferii, merge o piesă, Sorinel Puștiu, nu mi-am cumpărat valoarea. Mamă, 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 imediat Dobricanul meu băgăm și aia. S-au născut în graj, s-au luat graj pe ei de Europa. Da, mă, fraților? Numai nebun, numai așa, da. Fraților, ce vreau să lămuresc a doua treabă, a doua treaptă. A apărut un ucigăl toaca din ăsta, un nebun, cu barba așa ăla de era îmbrăcat în... avea cozi de alea de pisică în cap, un nebun la 40 de ani, un sinistrat ăsta adus de viitură, ci că e plecat de până 92. S-a certat cu Radu the Goat. Radu the Goat fiind prietenul meu, el numindu-l scute cu șeful, nu știu cum, niște chestii din astea care m-au cam supărat. Băi, ăsta, Cheliosule, te strig al Chelios, vedeți de treaba ta, nu mai înjura. Eu nici nu știam cine, acum am văzut pe internet cine ești, că eu te-am înjurat așa, ai înțeles că da. Tu ești un microb, potolește-te dracu cu amenințări, cu astea, cu poliții, cu vrăjeli, cu de-astea, ai înțeles că... Am văzut eu ce faci, da, pedofilul, da, pedofilul, pedofilul, așa e, l-a numit Radu. Nu știu de ce s-au certat, nu știu ce s-a întâmplat. Eu l-am luat și l-am înjurat că nu mi-a plăcut cum i-a vorbit lui Radu, ai înțeles, Radu e prietenul meu și eu, în general, la prietenii mei țin la ei, nu stau să-i arunc de colo-colo, ai înțeles, nu mai băgat de alea, injecții de alea de la pârnaie de unde ai fost tu, ai înțeles, hata, îmi dai mie grade să iei lui ăla grad, nu există așa ceva între noi, suntem prieteni și atâta tot. Stai jos, patru, că te las corigent.
Du-te, dracu de nălucă, ai nebunit la cap, vedeți dreapul de treaba ta, că n-ai cum, că alergi singur pe o pistă și ești pe locul 2 cu mine. Vedeți de treaba ta, nu mai încerca să pozezi în victimă, în alea, dacă te certa cu el, ceartă cu el, asumă-ți, și pe internet, ai coaiele până la genunchi, du-te, dracu de aici, de clopotar la biserică ce ești, ai nebunit, ai coaiele până la genunchi, du-te, ceartă, eu ai dat toate. Mâncați vașcula voastră, pentru ăștia care vorbiți așa după garda Alexandra, să-i mâncați coaiele, mă, că face câte 100 de bărbați. Mâncăiesc coaiele lui Alexandra. De nebunii, dracu, care sunteți. Mă, să-i mâncați pula la băieții mei. Doamne, dacă vezi că ta pula are băieții mei, zici că-i negri de ea afganistanești. Da. Ce ți ajută Dumnezeu, ferește. Ce vrei, mă, cu mătrul, mă? Ce vrei? Ce vrei? Mă iubește, doamne, doamne, și Alexandru, și toți membrii mei, toți, mai ce să faci, dacă meriți, meriți, mă, da, să revenim un pic imediat, că vreau să pun după melodie pentru Alechia, vezi că a venit și Silviu, te omoară Silviu pentru capr, da, dacă ești bărbat și ești asumat așa, mai puza, mă, scoțianule, în omul bunul samaritean, că ți amenință copii. Cine dracu te amenință pe tine? Du-te, dracu, de aici, că tu preiei comenzi, du-te, dracu, de slugă. Faci pâncață pe acolo curat, ai nebunit la cap și vorbești cu noi. Vedeți, dracu, de treaba ta și de pârnăile tale, nu te mai certa cu Radu. Radu-i prietenul meu, dacă te cerți cu el, ceartă-te cu el, nu ce nimeni. Internetul e de așa natură. Dom'le, Hata te-a făcut pedofil și te-ai ofensat tu, pula calului, ce ai făcut pe acolo așa. Hai să, eu nu știam cine ești, te-am înjurat de la Radu, după aia nici, oricum nu mi-a păsat, că nu valorezi nicio greață, tu ești o vomă, ce dracu să te ceri tu, că, dom'le, că scute cu Pampers, niște dalea, că Ferrari, că vede, că te duci, te vaiți pe la el. Ce, bă, ți vrei să-ți iei grade la 40 de ani, nu te cunoaște nici dracu, nici de vasta nu mai te cunoaște, cât la salariu. Du-te, dracu, de nebunul, dracu, ai început să-ți iei filme ca amenințări care. Păi dacă vreau, brată, să-ți fac ceva, ești nebun la cap, îți băgam un deget în ochi așa, te dracu, de nebunul, dracu. Și tu suferi de, mamă, băi, într-o lume așa de șmecheri, vreau să fiu fraier, gata, nu mai e la modă să fii șmecher. Deci nu mai e la modă să fii șmecher, fraților. Deci, cred că ce mai muncește la noi în țară ăștia de la Mega Image. Mulțumim staffului Mega Image pentru oamenii care n-au rămas interlopi acolo și te mai servezi la casă cu câte ceva. Vă mulțumesc frumos. Sorin Toman, te pupăm, frate, mulțumim frumos. CM-ule. Marinescu Dan, te pupăm, binevenit în clan, binevenit în clan, binevenit în clan, binevenit în clan, binevenit în clan. Și acum să vă rugăm ceva pentru Alexandra Mâncava și pula voastră, că nu mai se poate, nu se mai poate așa ceva. Tu ești ala mea, dar tine iubie, drag să fac cu tine, Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Ai și hazi și frumoasă tale și Caterin coasă, Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Tu ești ala mea, dar tine iubie, drag să stau cu tine, Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Ai și hazi și frumoasă tale și Caterin coasă, Zuzi. Ai Zuzi, Zuzi, Zuza mea. Lăsați-o să facă ce vrea, tot ce-i poftește inima, că nu ne înțelegem cu ea. E Zuzi, Zuzi, e Zuza mea. Zuzi, Zuzi, ai Zuzi, 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 ai Zuzi, Zuza mea. Zuzi, Zuzi, ai Zuzi, 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 hai zăpăcita mea. Zuza nebuna, îi place viața și băutura, mânca ea și cura. Zuza nebuna, și băutura, îi place viața. Ce ochi frumoși ai. Subînțeles, translate, Emiluț, îți bag degetul în ochi. Stai cu minte. Place viața, e Zuzi, Zuza, mușca ea și buza. Ha, 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 ha.
pedețească nimeni Suzi. Ai Suzi, Suzi, Suza mea. Știți din alată trei zile că tu duci la fel ca mine Suzi. Ai Suzi, Suzi, Suza mea. Aș face un șpriz cu tine să nu ne găsească nimeni Suzi. Ai Suzi, Suzi, Suza mea. Știți din alată trei zile că tu duci la fel ca mine Suzi. Hai Suzi, Suzi, Suza mea. Lăsați-o să facă ce vrea, tot ce-i poftește inima, că nu ne-nțelegem cu ea. E Suzi, Suzi, e Suza mea. Suzi, Suzi, hai Suzi, 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 hai Suzi, Suza mea. Suzi, Suzi, hai Suzi, 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 hai zăpăcita mea. Suza nebuna, îmi place viața și băutura, mânca ia-și cura. Suza nebuna, îi place viața, e Suzi, Suza, mușca ia-și buza. Suzi, Suzi. Lasă-mă mâncava și pula voastră că mă cer cu Dobrican. Mă cer cu Dobrican în cava și pula voastră, că vrea el cu valori, cu de-astea, cu puteri, cu... Ia mă! Să fim cu o noutate, din partea mea Sorinel Puștu. Pentru toți oamenii cu valoare și pentru cei care și-au luat valoarea la promoții, mă! Iau. Nu mi-am cumpărat valoarea din răfturi ca alții. Am luat-o prin fapte și prin multe demonstrații. Avem cu ce? Avem, dă-vă la știți că valoarea nu crește în pocul de iarnă. Vă mândiți că vă băgați cu mine în seamă. Cu mine toți aveți emoții. V-ați luat valoarea la promoții. Valoarea mea e recunoscută, pentru că am câștigat tot cu copul de luptă. Cu mine toți aveți emoții. V-ați luat valoarea la promoții. Valoarea mea e recunoscută, pentru că am câștigat tot pe câmpul de luptă. Sorinele, te pupăm, frate. Dobricane, mulțumim frumos pe... Păi, cam prea de lăudăroși pe roti asta, știi ce zic, e prea de valoare, dar nu prea, prea, în fine, să vorbim. Suntem oameni, într-adevăr, unii dintre noi sunt un pic mai deștepți, alții un pic mai ușor pregătiți, să nu-i facem proști, bătă, buche, băgame și pula în gura lor, să-mi bag de rablele dracu. Da, vreau să vă salut, să vă întreb ce faceți în momentul ăsta, băi, vă uitați-vă la mine că și eu mă uit la voi. Există un Ferrari în fiecare din voi, dacă mă apreciați. Vă pup! Salut la Craiova, salut toți țiganii haradici de acolo, de la Craiova. Paul Roșca, da! La Bafac, să fii sănătos cu metri. Ce ochi frumoși ai! Ia uite-te, Alexandra, în ochii mei. Ce crezi tu că văd acum? Nu? Să vede aia 300 care mi-ai dat! Aleu, băie, jale, bă. Stau în pat și mă gândesc. Mareșalul RB, mai omorât, te omor. Deci, băi, Silviule, ai zăpăcit cu mareșalul. Rip, trist în piste, pupă în Chidroga, Ana Maria, mă, fiecare, frate. Te pup, Ferraru, mai vii prin București. Nu, frate, nu stau aici la Sadova. Să-i scrocule, salut de la Craiova. Hai cu OMTV, facem și OMTV. Păi doar nu vedeai altceva. Bună, mă, și are și ea talentul ei, mă, să moară 2-3. Da, vă pupăm, fraților. Hai să dăm drum un pic la OMTV. Ce faci, mă? Vedeți și noi ce bărable mai sunt pe aici. Ce faci, bă, ce faci, bă, indianule? M-auzi? Stai un pic, că am ăsta. M-auzi acum? Acum te aud. Ce faci, bă, indianule? Ce să fac? Bine. Tu? De unde ești? Tu de unde ești? Sunt de aici, în Sadova. Tu? Eu, Argeș. Argeș. Și ce cauți pe internet pe aici? Mă joc cu oamenii pe Omega. Mă joc. Te joci cu ei? Cum te joci cu ei? Gen clipirea, știi, și le pun să fac câte ceva. Și dacă eu pierd, îmi sparg un nou în cap. Bine, mă. Hai. Vrei să ne jucăm? Hai să vedem. Pe mine zic că mă joc cu tine, că ești bărbat. Ce sunt, mă? Bărbat? Ești bărbat, sunt toată firea, mă joc cu tine. Am înțeles. Bine, mă, ce să zic? Vezi, mă, și bat.
Nu te bat, mă, frate, ce ai nebunit, ce dracu, de ce să te bat, cum să te bat, de ce să te bat, nu am de ce să te bat, nu. Sunt pace, sunt cu pace, eu nu sunt cu violența, cu astea, știi ce zic? Da, câți ani ai? 60. Mulți înainte să fii sănătos, te sfătuiesc să nu mai stai aici, să faci altceva, te pupă, fratele, tot să ai o seară frumoasă, numai bine. Gabriel, bă, te pupă, mă, azi, proști de la regină, mă, mâncați aici, curat. Dă-mi pe aici să vedem de ce. Bună, de ce mă schimbi? Tu suflet. Uh-huh. Ce faceți purcelușele, Pepa? Aveți 15 ani și sunteți crescute din Kinder. Uite ce scrie pe fața voastră. Kinder și pe aia bueno. Da, buleo, tramvaiu. Ce faci cu mătru meu? Mă mir că ăștia tot dau skip crezând că fac live sau ceva. Ce dracu live, mă, tu faci video chat, mă, ești de live, tu ai de furit. Toată lumea crede că facem, că fac. Monica, adu niște ulei, Baby Johnson, să-l dau pe ăsta. Bă, dă-te, mă, cu ulei, mă, că nu dai. Auzi ce umere ai făcut, te-ai dus la sală, auzi, mă? Dar de la mușchi ăștia, când genera pipilic ai făcut și tu, că nu mai prea crește și omoiocul. Dar nu e, asta nu e, nu sunt injecții, ca să... A, ai făcut în baros tu, cum ar veni, dădeai cu ciocanul, spărgeai la muncă și săreai cu picioarele în sus când dădeai, asta e sală online, așa, așa, ești curată, ești așa, altceva. Așa, așa, așa. Ce faci, mă? Cum te numești? Gabi, Gabi. Gabi autobuzul sau Gabi tramvaiul? Tractorul, tractor. Mamă, știi bancul cu tractorul roșu? De la nou, de la nu, de la Gendir. Alexandru, te pupăm, bine de întâmplare, cărare, frate, că cum aici pe Discord, binevenit, da, vorbesc cu acest om. Salut, salut. Salut. Îi salut pe toți. Îi salut pe toți, sunt mulți. Sunt mulți, pe tot, pe fiecare în parte. Ce... Dați-i un tips omului și ce content ai, frate? Da, tips, făi. Da. Ce? Ce content ai, ce faci? Nu fac, crede-mă, doar estetic pare că fac, dar nu fac. Pe cum ești sprincenat, ești cu afat, ești frachilos de lac, ce dracu, ești față de gigolo, așa, de la... așa sunt de zi cu zi, nu fac, crede-mă, că nu fac live, nu fac nimic. Hai, ești îngrijit. Nu fac niciun YouTube, niciun Twitch, niciun OnlyFans, deci frumos, nimic. Hai, te rog frumos, nu, nu mă interesează, poți să faci ce vrei, ești liber să faci ce vrei. Nu fac, dar mulți dau spate, să ne arăți și nouă picioarele. Picioare vrei să vezi? Da, vreau să vedem picioare. Ok, ia picioare. Nu, mai în spate să vedem, gambele. Ia să vedem. Bă. Nu, frate, n-ai... Păi ce faci? Ia. Ce picioruși ai să mă... Păi ce picioruși ai? Bă, ce faci, mă, cu electrozia de 2,5 cu lalelele alea? Păi te-ai făcut atât aici, am mâncat de curat, da? Și ai electrozia de 2,5 să moară, mă. Bă, că dracu! Asta vă faceți toți? Și piciorușele mai aveți și voi o gambă de asta așa de bărbat. Și piciorușe așa, nu? Uite, n-ai văzut, ai electros de 2,5 să mă rămâne. Toți de la sală sunt. Păi da, când te vezi cu lalelele alea, pac. Ești olandez, mă. Ai lalele, nu mai ai picioare, să mă rămâne. Nu, știi care chestia că aici se vede camera, mă arată mai mare, dar nu sunt așa mare. Să vezi, ești sculptat așa. Câți ani ai, brodure? 24. Mulți înainte. Ai promisat să le spui la tinerii din ziua de astăzi? Mai mult sport, mai multă dezvoltare de la vârsta mai tânără ajută mai mult. Eu am 24 și am pornit de la vreo 22 să fac sală. Și nu poți să zici că arăt. Nu arăt rău. Nu arăt rău, dar fraților face și picioare. Nu vă ziceți că ați văzut ce corp frumos, dar picioarele jale. Faci picioroșe. Să mă arate în pușcă urmă cu pistol de ăla cu bile de alea de plastic, de-ți rupe piciorul, mâncați aici curata. Să mă arăt foame. Ca să rupe corpul, așa și generic buf. Baza sunt picioarele. Eu cu piciorul în colțul la pat, mă duc să verific repede că s-a rupt. Da. Bine, băi, brodere, mi-a fărut bine să te cunosc. Ai sport, ai. Numai bine, ceau. Să ai o seară frumoasă. Ceau. Asta îmi place, mă. Asta îmi place. Uitați, mă, o masă cu caviar țigănesc. Uitați. Bicicleta la stâlp și caviar țigănesc. Asta e, mă. Gata, mă, să moară, mă, să vă. Asta, salut.
Ce fac, mă, șefule? Cine ești, mă? Donatello, dânțestoasele, ninja? Bun, ăsta e... Bun, ăsta YouTuber, bă. Ăsta YouTuber, băi. Da, mă, ce picioruș aveam un cavaj gura asta. Băi, nu mai contează. Ce faci, băi? Iorgu. Real dracu, dar e bună, dracu, dobricant în Pitești. Bună, ce faci? Ce? Poftim? Ce faceți? Te auzi cu bârâit așa, zici că ești dintr-un radio bulgar de ăla. Auzea cu bârâi, nu? Eu așa le auzeam. Salut! Bună seara! Bună seara! Ce faceți, copii? Uite, pe OMTV. Pe TikTok, cum zic. Pe OMTV? Și ce ați găsit aici? Da. Uite, pe dumneavoastră. Pe mine? Și da. Câți ani? Ce să fac? Vreau să vă învăț să pâșpăiți, să pășiți, iar prin tufiș, prin lăstăriș, vă veți întâlni cu vulăpea. Tu știi să furi, nu știi să furi. Tu știi să minți, nu știi să minți. Atunci vei învăța. Iar prin tufiș, prin lăstăriș, te vei întâlni cu... Hei, Ferry, poți să faci ca Flipper? Ca delfinul Flipper. Să vă arunc cu apă și cu coadă și ai fost și ai făcut dintr-o pâine trei. Măi, măi, fiți atenți ce vă spun. A început o nouă zi. Grădinița de copii! Nici aici n-a venit rost. Plecați bravo, acasă. Vostre, bravo. Gata, hai, vă pup. Vă pup. Mai zici odată, mai zici odată povestea. A fost odată ca niciodată și... Bravo! Pauzați-le! Nu a venit Marius Constantin cu 50 de bani de mâncată! A venit Radu Constantin Haptu, care s-a dat 50 de balene mâncați așa cu aile tale alea mari și pline de păr de la Radu Constantin. O, Goba, te pupă măte, CM-ule, Dobrican, Claudia, toți nenorociții, toți hoții. Băi, toți trechinii mâncava și pula voastră aia mare. Hai, am să vă bag și eu o melodie frumoasă, mâncava și gura voastră. Hai, zuzi, 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 zuzi. No, 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 no. Da. Z pentru Marius Constantin al nostru. Are mereu bagărea cu un buzunar. Bagă în stânga, ea în dreapta. Constantin, de mulțumim frumos să trăiască familia. Facem un nou gol. Ce gol să mai facem? Îl facem pe ăsta până la 10.000 să vedem ce facem cu ăștia 10.000 de curcani să moară, mă, sau un curcan mic și gras. Un curcan mic și gras. Ferry, revino când știi. Jerry, revino când știi să vorbești mai frumos. Johnny. Care e Johnny, mă? Care îți dă jos pantalonii? Doamnelor și domnilor, în această seară vom anunța ploaia de căpățând de pulă pentru mama lui John. Oameni buni, vă rugăm frumos să vedem cât suntem în listă. Vă rugăm frumos, trebuie să facem calculele. Oameni buni, cât suntem în listă? Haideți, calculatorul. Calculatorul. Se anunță o ploaie cu căpățând de pulă masivă. 680 de persoane, 680 de persoane, ori 16 cm o medie de peniș, egal 10 km, 880 de metri de pulă în mama ta. Eu, Gianina Corondan, îmi permit să-i anunț pe membrii familiei tale, inclusiv pe mama ta,
să stea în mâini, să ruga să stea în mâini pentru 100 de litri de căpățân de pulă pe metru pătrat care vor intra în bășina lui mama ta și tu fă-ți în gura, mătii, un breaking news, fă-și tu una cu gura, mătii, cu breaking news, breaking news, da? Băga-mi ești pizda în cafeaua ta de lindicul, dreacu, ce ești? Să vii să-ți dau lindicul lui măta că l-am în buzunar de 2 săptămâni, ai venit tu să înjuri pe aici, băga-mi ești. Băi, sunt eu, mă, șarpele de dudou, băga-mi ești. Ai venit să înjuri tu pe aici să te dai meșcher la noi, la stâlp, la noi, în grădină, în casa noastră? Tunetozauri! Ce face ăsta, mă? Să ia cu noi? Suntem tunetozauri! Să le tragem un șut oamenilor! Da, după atâtea căpățâni, sperăm că mama ta s-a cumințit. Ai înțeles? Mulțumim, Goba, pentru atenționare. Am anunțat și ploaia de căpățâni. Să dăm acum de vreun vreasc din ăsta, să vedem ce vreasc de ăsta dăm. Da. O da și noi de o cotețară de asta, de o găină de asta, de... Ați înțeles, să ne facem și noi treaba cu ea. Numai la bagi, avem primul la bagi în această seară. Ce faci? Bine, cu mătru, nu știu ce faci. Ce faci, mă, cuscurule, mâncați? Mai luat cu mătru meu, vrei să mă cumperi repede? Gata, că să moară, frate mei, că nu ți-au ștergarul ăla ăștia șterg. Ce, frate, ce mă, de te agiți așa? Sunt și eu agitat, mă, fac și eu pe aici, între așa trebuie să fac. Păi ce faci tu? Cu ce te ocupi? Eu? Da. Mă scărici pe internet, tu ce faci? Ce să fac, frățior? Bă, uite, stăteam și eu, mă relaxam și eu pe la bucătărie, fumam o țigare. Bă, auzi? Nu, bă, ha, mă, ca să scrie mai tare, scrie mai tare, zi. Să trăiască băiatul tău. Fii atent. Înainte, lasă-mă să zic și eu ceva, să trăiască tot ce iubești tu, dar nu mă lăsa. Adevărat. Ha, zi. Bă, înainte, să fiu sincer, nu prea te haleam așa. Nu te haleam, adică nu-ți haleam dumele și cum vorbeai tu cu lumea. Da. Dar după ceva timp în care am văzut niște TikTok-uri în care dădea niște lecții de viață și alea, mi-a schimbat părerea despre tine. Oricum, să vedea pe tine la început. Ești un om cu experiență, ești foarte haladit. Toate. Și după am început să te urmăresc și live pe YouTube. Și ți-am spus odată că ai citit ăla, ții minte. Zi, să dai și tu odată un story time cu o poveste după băncile școlii. O să dau, frate, și asta am acum după 100 de mii, o să fac ceva vloguri foarte interesante, educative pentru oameni, copii, căcat, știi ce zic? Da, și pe limba lumii niciodată nu poți să fii, că într-o zi trebuie să fii rău, într-o zi trebuie să fii bun, odată așa, și care-i treaba? Că nici tu nu te duci la servici în fiecare zi cu același chef, nici oriul stai aici cu același chef în fiecare zi și trebuie asta să mă înțelegeți și voi, cum și eu vă înțeleg pe voi, suntem oameni din oameni și cam asta este. Asta da, aici ai dreptate și să vede experiența ta de viață și că ești vagabond în adevăratul sens al cuvântului, frate. Eu așa adică, nu, adică... Sunt vagabondă, mă, vagabondă, muistă. Da, da, e agresivă să nu mai trezi. Deci, oricum, ești un om care ai foarte multe calități și să vorbești de la cel mai mic și la cel mai mare grad. Să mai întâmplă. Te pup, frățiorul, să fii sănătos. Te pup cu mătrul meu și îți mulțumesc că nu mai luau cu dalea de la București. Că eu mai știu dume pe la Pinte și pe la mine. Lasă-o, fii sănătos. Te pup, frățiorul, te pup. Te pup să trăiască regele tău. Și ție, familia și părinții și copiii, te pup. Mulțumim, Alexandra Gabor. Alexandra, care e Gabor, mă, lista aici la noi, mă, să moară, mă, să dacă te mint. Mai Alexandra, mai Alexandra, mai ce fac? Oh! Și numai de copii de ăștia, dau și de ăștia care stau la cireș sau la poartă să moară, mă, da, m-a cumpărat, Gică, putu-ți morții, mă, Gică. Mamă, te spar pe tine când te prind. Te spar, băga mea, ești pula în tine de rablă. Bună. Ce faci? Bine, ai tu? Un zâmbet foarte frumos. Mulțumesc. Cum te cheamă? Rodica? Nu, Ștefania. Ștefania? Câți ani ai, Ștefania? Am 13 ani. Da. Te pupăm o seară frumoasă, Ștefania. Ai greșit site-ul, aici nu e Foxkids. Ai editat mai cuțitele și ogun la mână la 13 ani. Cum să-ți faci unghiile? Cum să stai pe OMTV? Investește în tine. Citește. Fă lucruri care trebuie să le faci la 13 ani. Uite-te la desene, nu sta pe aici să înveți toate nenorocirile, Ștefania. Păi citești destul de mult. Ce citești? Cărți. Ce cărți? Cărți. Bine, hai să vedem, să testăm un pic cultura generală. Cine a fost Mircea?
Salut, măi, băiatule, să mă ră, frații mei, când am auzit de asta. Ei, băiatule, bună. Nu. Băi, da frumos, ești fere. Bă, Ferrari, mă, să moară gipinela meu, mă, dacă nu te-ai tuns, bă, nebunule. Da, mă, ce față aici că joci poker pe lopeți. Du-te, dracu. Hai de pula mea, bă, aia. Dracu, care ești de dracu, de nebunul, dracu. A venit la azăm. Du-te, dracu, de aici, de nebunul, dracu. Am crezut că-i dracu, e ce sfeclă. Fă-te, bă, de nebun. Măi, nene, evacuți săranii după internet, mă, cam faci pula voastră. Nu e jale cu ăștia, mă, cam faci pula voastră. Doamne, 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 doamne. Mamă, uită-l și pe interlopul nostru, ce faci? Bună! Bună! Câți ani ai? Nu știu, câți îmi dai? 16, 17? Cam așa, da. Mulți înainte să fii sănătoasă. De unde ești? La fel. Din Bistrița. Am înțeles. Și? Ce cauți pe aici? Cu ce ocazie pe site-ul ăsta de tâmpiți? Păi nu știu, mă plictisesc. Am înțeles. Școală ai? Ești la școală? Da, da, da. Ce clasă ești? Sau 11. Am înțeles. Dacă ești a 11, mulți înainte. Te pupăm, domnișoara, ai grijă de tine și nu mai pierde vremea pe aici, pe site-ul ăsta, că nu îți priește. Mai bine te uiți la Harry Potter. S-ar putea să fiți frați. Bine. Ceau. Vă mulțumesc. Cu plăcere, ceau. Foarte respectoasă. Aoleu, șefule. Da. Membrii Claru Ferrar. Bună. Ce fa, bre? Bre? Nu te cred. Face TikTok, YouTube. Mamă, câta mâna e la 13 ani. Lord Harry Potter, da, Derry, da, da, da. Mamă, mi-e foame rău de tot. Când mi-e foame rău de tot, scot un muc și-l bag în bot. Azi am avut o zi proastă și tu ai făcut-o mai bună. Mă bucur să auzi că te pup. Și tuturor oamenilor asta vreau să fac, să le înveselesc ziua, să mă urc. Măi, băiatule, zici că ai un scuter în cap? Ce dracu e la capul tău, mă, să moară familia? Zici că ai pe calul ăla, pe Pegas, în cap, de ce, de ce te-ai de mine, frumos? Măi, nu mă iau de tine, dar ce dracu cu bentița? Unde-i paleta? Unde-i racheta? N-am rachetă. Jur că n-am rachetă. Ce, cum te numești și de unde ești? Corso și am 19 ani. Cum te cheamă, mă? Mă, bune, mă cheamă Corso. Fără Caterinca. Corso te cheamă? Da, nu mi-e grecesc. Ce-a fost, mă, băut tacul? Nu mi-e grecesc, nu mi-e grecesc, sunt jumate grec. Ai, jumate grec? Da. Paracalo? E. Zile și nouă ceva în grecește, nu știu, ceva. Hostotoglifidas. Să moară tata, nu te tai pentru asta. Înseamnă scobitoare. Scobitoare, gata, mâncați și pe aia. Jur. Hotocumă, hotonuca? Hostotoglifidas. Mă, și cum să zice nu am dinte aici? Nu le am cu astea, le am alea de bază. Că n-am stat în Grecia. Ia fa așa, ha. Am dinte aici. Am. Păi numai pe partea asta, ți-a căzut gardul, dracu. Nu! Pa asta nu știu să mă ajută! Nu, e înăuntru băgat. Am uitat să port aparat de tar. Era o reclamă la asta. Corso, of Corso. E înghețată Corso, dar da. E cu C, eu sunt cu capa. Și la câți ani te-a... Poctovit, taică tu. Adică Potcovit. Sau ce? Cum? La câți ani ai fost botezat? Că grecii, adică la Potcovit, așa se zice în grecește. Potcovit. Adică când te-a Potcovit? Că la nu m-a Potcovit, m-a botezat. Boteză. Păi așa. Da, nu ești datoritate greacă. Nu, în România m-am botezat. A, ești dar am și certificat de naționalitate greacă și de atunci ești Potcovit, mă, că așa zice, sunt Poctovit. A, da? Poctovit, da. Ești Poctovit. Păi... Mulțumesc că mi-ai iluminat mintea. Da, ești Poctovit. Câți ani ai? 19. Mulți înainte. Și în ce domeniu de activitate ai? Fac sport. Ce sport? Atletism. Atletism. Am făcut box 4 ani și acum fac atletism. Ce-ai făcut la box? Ai fost sportar la box? Ce dracu ai făcut? Da. În casai toate eram... directele? Nu, eram sacul de box. Ce se zicea?
Așa mi se zicea, sacul de box. Numai cum se zicea? Cum se zicea ce? Of corso sau cum corso? Cum... Nu, corso îmi ziceau, cum mă cheamă normal. Corso. Bine, mă, înseamnă că ești de cursă lungă. Ești un cal de cursă lungă, corso, te pupăm. Mulțumim. Ai grijă de tine și o seară frumoasă. Și să nu uiți când te întreabă cineva și ne. Ești și creștin ortodox și poctovit. Am înțeles. O seară frumoasă să ai, te pup. Continuare cu live-ul. Pa! Corso, mâncava și pula voastră. Of course o să moară. Băi, băiatul, mă nebubă pe internetul ăsta pe aici, mă, să moară, mă. Dacă te evit. Mă nebuni, mă, toți nebuni, mă, toți nenorociții. Andreiță, dacă vezi mesajul că ai love you, de tot Ferrari, să trăiască familia ce. Te pupăm, Andreiță, mulțumim frumos pentru toate mesajele care le dai în fiecare seară. Te pupăm, Paul Roșca, te pupăm, Darius Mihai, vă pup, vă salut pe toți. Of course, of course. Ce mai găsi, iubirea dragă? Da, nu, da, îl zici pe Rubi, mă, rău de tot. Știu, mă, știi, toate faptele zic că zic bine. Da. Băga. Da, să nu-ți mai băga. Ține acolo în tine. Of course, înghețata, of course, n-am ca să vedeți și voi mânca. Alexandra, unde ești? Caudia, Dobricane, unde ești, Jerry? Ce faci, mă? Cum, ești youtuber? Ești youtuber? Nu. Mamă, Lulă, vrem să dau cu niște spray, avea față de gândac. Da, da. Și nu mai copii pe internet, mă, ca faci gura voastră. Da. Da. Da, nu mai nebuni. Nu mai copii de ăștia. Ce mai e pe aici? În această seară, atacatorul, având la el următoarele ustensile, un cuțit de bucătărie, un bob de mazăre, lovind-o cu bestialitate pe sărmana băbuță, având la bază foarte multe chile, neputând să iasă prin efracție din mari baboi, a rămas blocat pe ușa de la bucătărie. Nu putea să iasă. Iar mascații l-au oprit și l-au imobilizat pe acest pom munte, zis Marii Baboi din Ferentari. Băi, dar ai net de unde ai, mă, cu pâlnia? De unde ai? De pe Zăbrăuți ai net, Marii? Nu, frații mei, de nu merge din pe cale. Văd. Văd, văd viața mea. E de la Omegle. E de la Omegle problema. A, înțeleg. E de la Omegle problema. Că păi merge foarte bine acum. Nu. Păi da, dar trebuie să-ți faci două conturi pe Omegle, că nu mai te lasă cu unul pe tine. Nu te aud deloc, Baboi. Baboi. Nu te aud deloc, nu te auzeam. Frățiorul nostru Marius Baboi, nu mai să las fraților, deci ca să știți cei care să aveți peste 120 de chile, nu mai puteți să intrați decât cu un singur cont de Omegle, trebuie să vă faceți două. Marii, ne pare rău. Sorani. Rap-tap-ti-rip-ta-ra-ra, frecazoid, frecazoid. Rap-tap-ti-rip-ta-ra-ra, frecazoid, frecazoid. Bună, ce faci? Ce-i că-i cuc la fața aia? Bună, bună. Te țin eu minte, mâncați-o și coaiele, bă, băi. Auzi? Stai, mă, ia-te, uiteam pe live-ul. Fată! Chiar ne uiteam pe live-ul tău! Ce țărui, băiatul! Du-te, dragă, la noră pentru mamă cu copul ăla în cap, jogos! Zici că ai... Mă, mamă, deci la noră pentru mamă era bună aia cu cocul ăla în cap. Dai seama, țăran la stâlp, băi, da-l bună. Ten, ta-ten, ta-ta-ta-ta-ta-ten, ten, ta-ten, ta-ta-ta-ta-ten, ten, ten, ta-ra-ra-ra-ra-ra, ten. De ce te ascunzi, fă? De ce te ascunzi, fă? Rablo. Barbat pe voi, are criză de epilepsie, da. Zici că e șoarice bizant să moară măicuța mea, dar gândește al dracu să fii de poponete, de popândău. Ce faci, mă?
Ce ai, mă, ești frumos rău. Hai că erai fiu, spuneam numele Targă. Să moară faia sau victimă colaterală. Sau nu știu cum dracu spuneam. Ce faci, mă? Doamne, ce breton de bețiv ai să moară. Mic să vede că să ajungi la șcapuri bețivul. Firea al dracu, să fii de nebun. Cum te cheamă, mă? Ți-ai luat tricou cu câine. Să te păzească, firea al dracu, să fii de nebun. Uite-te, mă, ai voie să vorbești, mă? A? Hai, bine, te pupăm. Crea-l dracu de nebun. Nu. Ia. Bună! Bună, ce faci? Bine, tu? Mă, uite, n-ai mi pe aici, mă plictisez, vreau să socializez. Bă, conacu, tu ești! Mamă, ai greșit episodul, dragă. Ți-am zis că nu e. Conacu, câți ani ai? Faci vlog? Poftim? Faci vlog? Nu, fac curat în lista, alung fraierii de pe aici, pe la mine. Pa! Ești în pizda, mă, te găiești. Alexandru Paven, te pupăm, frate, Paul Roșca, Robert Tem, bună seara, Pavene, te pupăm. Salutăm și pe Andrunache și pe toți, pe toată lumea. Noroc cu Alechia că a venit ea așa prin tofiși, prin lăstărici, ca o zebră mică. Miau, 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 miau. Ba da, ele v-a păcălit. Fraților, cu like-urile cum stăm? Câți oameni suntem? Să vedem. Unii. Câți oameni suntem și câte like-uri sunt? Te pupăm, te pupăm, Sorin Trifu. Și asta trece de-abia atâția? Da. 908 și 600 de like-uri. 920 și 605. Haideți, mă, fraților, mă, dați-mă și voi like-uri, mă. Chiar așa, mă? A, mă, ce dracu. Ok. Bă, ce faci, mă, Ferraru? În sfârșit am dat și eu de tine, bă. Băi, nene, deci nu vine să te viazi, mă. Ce vrei să-mi zici, mă? Deci vreau să zic, bă, ce faci, mă, în primul rând? Deci fac acum bine, te căutam, tu ce faci? Te căutam pe aici și am dat de tine. Mă, am zis atât de mândru că am dat de tine. De ce, mă, ești mândru? Că nu sunt de exemplu. Un exemplu nociv pentru copii. Am cânt și eu muzică, te rog. Ce să-ți cânt, mă? Cerească Dumnezeu cu nebunul tău. Au, știu. Au, și eu ăștia. O, termina de pe TikTok! I-a pus pisicul pe bășină de asta. Tu ești de pe TikTok! Ia întoarce-o pe asta, mă, să vedem pe asta. Ia, să vedem și noi ce curare. Ne pupăm. Stai să te filmăm. Ia, uite. Ia, uite, mă, la ea, mă. Zici că ai carton de dace la cur. Și mă, ta cum are? Da, bă, fraiere, vorbeai, tu știi cine e ăsta, mă, fraiere, face ăsta într-o lună când nu faci toată viața? Lasă-l, mă, să mulgă la vacă acolo. De unde ați luat-o, mă, pe prăpădita? Ai pus pe TikTok? Nu, nu te pun pe TikTok, ai curul prea mare, nu încape pe TikTok. Ah, mersi. Păi nu te mai văd. Ce? Nu mă mai văd, dar la ăsta să se facă băiți, să o facă cu curul meu. Ce ai, mă, ești numărul 1, atâta. La față, păpușă, la cur, mătușă. O, a venit cu mătrul meu Dariu, s-a activat la tunetor. A! A intrat Dariu Sica fără freca, va. Alexuța! Za! Dariu, hands up, wrist up. Leo Milanezu, te pupăm, băi, o garule de plăiești. Darius Walker. Yeah.
Rusica. Ai început să intri mai târziu, te dracu, ești la noaptea târziu. Suntem aici. Alexandru, numai Dalea cu cască, cu party are să moară măsa dacă te uiți. Party, party, party. Partizan. Fraților, dați și voi like. A dat drumul la tobă, dar Rusica. Fără frica. O, părut te ghereu, mă, Alinul, nu mai e te ghereule, un cot, un cot, mă, te doare în cot, aș face un party, când vii acasă, Alexandru. Dăm drumul la tobă, dă-i drumul la tobă să mai facem încă o strofă, da, 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 bună. Da. Măcar a fost cinstită, fata, o, nu. Da, da, iar da, da. Fiola. Ce faci? Deci nu mai știi cum să socializezi, mă, cu femeile astea. Ai văzut că are 13 ani și că avea 5. Iar am dat de corso. Corso! Te pupăm. Corso, corso. 3310. Ce e 3310? Rip urechi. Ce faci, Ferrari? Bine fac, mă. Alcatel. A... Păi de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Așa-i. Așa-i. Ce faci? Ce zici? Cam nimic, tu. De ce stai cu mâna la gură? N-am voie. N-ai voie, dar... Arată-ți tastatura aia din gură, arată. Ce ai de arătat? Hai, te pupăm, Kid Rock. Păi da, broasca mică, cască gura mare. Uite-te și tu. Câți ani ai, maică? 12, 13 ani? Uite, bă, ce fac femeile. Hai, donați, donați. Că vă povete până mâine. Vă donați. Bună. Pot să te întreb cât ai în braț? Guri. Da. Evident. Ce faci cu aia? Ia uite, stați că a venit un inginer aici care mi-a făcut calculul. 6774 de euro. Da, mă, vere, care-i treaba? Normal că atâta fac într-o noapte. Asta e talentul meu. Ce vrei să fac? Ce vrei, să-mi tatuezi aici mare pozitivă de ultore și bonuri? Lasă-mă, mă, vere, îmi poate. Mamă, dar cine am dat? Dar a zis că ai nasul cât un cotoc de pâine. Bună! Bună, bună! Te gereu, ce faci? Bine fac, tu ce faci? Bine! Ce ai? 27. Mulți înainte să se sănătoască. Nu știu, după 25 de ani, nu știu cum să fac. Să te invit la o cafea, nu știu la cum se numește. Dacă te invit la o cafea, se numește o invitație sau pomană. Nu știu la ce dracu să... De unde sunteți? De unde sunteți? Din București. Bun, din București și o ardeți la tufiș, la boscheți. Oare, cum vine voastră? Auziți ce zice? M-auziți? Da, te-auziți, da, perfect. Din Prahova sunt. Din Prahova. Ave, a, picior de munte. Trăiesc pe picior mare. Pe picior mare. Ai auzit de băicoi? Da, are un picior mai mare și unul mai. Nu, am auzit de băi pulă. De băi pulă. Băicoi nu. Băicoi nu. Băi, vă pup, vă las, aveți grijă de voi acolo la munte. Bine. Ați înțeles? Te pupăm. Ceau, numai bine. Ceau, numai bine. Te ghereule, te pupăm, frate, mulțumim frumos pentru balenele tale, pentru coturile tale, care le, coatele tale care le dai. Uitați-vă față lungă în ăsta să moară și că-i Volkswagen Sirocco la față, să moară familia mea. Te pup, Claudia, bună. Pa. Mai da. Pa. Pa, pă și pa mea. Acum ai zis pa. Futu-ți băgamea și... Bună. Câți ani ai? Băi, tramvaiule, vreau să stau un pic ăla. Zburd, scârbavnicu, la Vălenii de Munte, cum te prind, cum te, da. Vălenii de Munte, fraților, Vălenii de Munte. Mă, da, bule, Vălenii, mamă.
Da, bule văleni, mamă. Hai că e frumos Sirocco, da? Este e frumos foc. Are toate arfele în capaci gura voastră. Te ghereule, te saltă, mă. Scumpă și frumoasă ca o garofiță. Nani, nini, nini, nani, na, na, na. Nu mai ai nici dracu pe aici. Dar ce-ați făcut? Toate boalele, cu toate capul, cu toate boalele. Nu cred lui! Roter boala! Nu cred lui! Roter boala, mamă, ce țărani, băi! Băi, băiatule, băi, ăștia au copilărilă sub o piatră, bă, la stâl, bă, băiatule, eu cu capra în spate și gâsca în plasă. De unde dracu ați apărut pe internet, firați-ai dracu să fiți de șosete împuțite? Nu știu ce se întâmplă cu OMTV-ul ăsta, dau numai de copii. Oameni buni, cum stăm cu like-urile? Te-ai căcat frumoasă? Sugar Daddy! Ia. Da? Te-ai pierdut? Frumosule! Nu. Unde sunteți? La WC-ul? Combinații. Salut! Găscă în plasă, da. Găscă în plasă. Salut, frate. Cum te numești și de unde ești? Adrian din Bacău, 20 de ani. Am venit la firma dumneavoastră pentru că mi s-a zis că oferiți un salariu decent și condițiile de trai sunt bune. Având în vedere că și gradul dumneavoastră de inteligență nu este atât de avansat, nu vă putem oferi decât comunitatea și arată recunoștința față de dumneavoastră și primiți cheia de la Ghenă. Marți dimineață sunteți angajat. Numai bine. Marți dumneavoastră? Dimineață? Da. Să trăi. Sorry, coma, te pupăm, frate! Hidros! Fim, frate! Ajută, fiindcă are! Are să nu te! Ha! 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 Vă pupăm, fraților. Da, a primit omul, comunitatea cea arătare cu știința față el, a primit cheia de la Ghen, omul i-a angajat. O bilioare și bonuri. Te pupăm, Chidrocule, mulțumim frumos pentru susține. Sorin Coman, mulțumim frumos. Pedepsește-i pe ei, pe mama lor. Ai ducul lui Șapticai, ei, cuțit, 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 de trei ori te-am ascuțit să tai gura la ciocoi. Să mă pupe dușmanii la un, știi ce zic. Vă pupăm, bă, pe toată comunitatea mea frumoasă și pe toți oamenii care mă iubesc, mă respectă și mă... Ha, și ce zic? Inclusiv pe Mary avea un merușel și merușelul era meu. Bee! Aoleu, mi s-a făcut o foame, mâncava și pula voastră, mi-e foame rău de tot. Când mi-e foame rău de tot, totul muc și-l bag în bot. Când bă, frate, ești YouTuber, știu mă pe ăsta. Salut, brodere, ce faci, de unde sunteți? Ești Ferrari sau cum? Ferrari sau nu știu cum? Da, frate, sunt Ferrari. Tu cine ești? Sunt niște fani de-ai tăi. Hai că cred că e Ferrari dacă aveți e. Aveți grijă de voi? Da, stai țără, frate. Țără ce înseamnă? Da, bă, ele, uite. Ele mă fătăți, mă, gai. Pa. O, salut, Ferrari. Mamă, ai voce de 30 de ani și par de 15. Asta am zis toată lumea. Ce-ai făcut? Ai mâncat casetofonul la vechi caștan? Ce dracu? Am mâncat Ciomix, uite. Ciu-o cine, mă? Ciomix. Am mai stat bă, fața asta mâncat, dar mâncăm o ciorbă de pui, supă, mâncăm o roșie de-n grădină. Mănânc, păi de orice am mâncat la am roșii în grădină, am castraveți, am. Mamă, castraveții sunt nașpa rău de tot. De ce? În general ajută la memorie, castraveții. Da. Păi și eu mănânc mult, înseamnă că am memoria bună, nu? Mam, da. Eu am băgat una în cur un castravete cu vreo 20 de ani și aduce aminte și acum. Deci castraveții... Păi eu culeg castraveți cu curul, știi? O, Doamne ferește! Hai, te pup că ai zgârieturi să vede cum stai pe scaun. Ceau! Ciorbă de perișoare, să moară familie! Bă, să moară, frate! Andreas Varga a fost șters de Alexandru Neagu. Andreea, îți băga mea și pula mamai ta, s-o fut în cur să fac. El zice, uite așa, am pulă, brr, 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 ce gust are pula mea, brr, brr, întreabă pe mamai ta, ce-ai mă de jur, băga mea și pula morții tăi ăștia noi de COVID? Ce-ai mă, nu mai e loc pe pământ pentru... Câte dracu de aici de ATV-ul, bulangiu, jec, bă, ce ești? Câte dracu de aici, că dau o palmă de moară frații mei, te trimit brăi la galați.
Păi mai nebună, n-are ce mă înjuri, mă mâncăm, e pizda. Păgăm, ești pula, mamai. Ia, ia, muie cu degetul de la picior, ia mâncăm, e pula, s-o sugi, ia, muie cu degetul la picior. Primul om care ți-a arătat muie cu degetul la picior să-ți meargă bine 20 de ani. Ești pula în tine. Pe bulangiu, îmi e poftă de un meniu de la care am mai mâncat noi. Du-te, a, te înjur, te înjur, te înjur, panoramă. Ai nebunit, Silviule. Bă, să moară, uite, te-ai umplut de contabili. Gica, bucață și coile tale. Uite, da, îmi face ăștia suma. Lasă-mă că fac 7.000 în seara asta ca să fie bine. Să nu mai vorbiți aici. Stați așa, că în curând fac 7.000. Uite, am, mai trebuie, cât drag mai trebuie? 196 și fac 7.000. Ca să nu mai faceți voi așa calcule. Futu-vă în gură de rablele, dracu, ați venit să faceți mie calculul aici. Băi, frate, să mă rău mai dume grele, spor ușor, lumea nici nu mai e surprinsă, o faci prea bine, ești top, prea vorbe să mă rău. Te pup, Tom S, te pup, mulțumesc frumos. Da, mă, a venit toți nebunești aici ca să plate. Lătrați-mă la copa cu care trebuie, mă, dați-vă în pula mea de aici, de nebunii dracu. Ați venit să lătrați la copa cu ăsta care face micșunele. Ce ați venit? Usturoi în ochii voștri, în chilul meu de nebuni. Mamă, mamă, mamă. Deci mi-e foame rău de tot. Pă bune mi-e foame. Mamă, mamă, ce faci, mă? Sunt spartan adevărat. Aiele, da, da, aiele. Eu nu mai chirpici, eu fac. Aiele, de da, da, aiele. Fuge calul cu 100. Aiele, de da, da, aiele. Am brațul de la coasă. Multă. Aiele, de da, da, aiele. Ești numărul 1, băi. Dă muzica mai încet că ți se împușcă gletul pe pereți în casă, ca de casa pe tine. Dani Mocaru, nu? Păi da, alți așteptări n-aveam. Adică, care era probabilitatea să asculte omul vun, nu știu ce zic, vun Carla Zrici, nu ceva, nu? Sunt spartat adevărat, o etichetana. Să mură ai față, zici că e Jacques Magmac, zici că pescăruși. Calculator. Acest om este protejat de Greenpeace. Greenpeace nu înseamnă pace, înseamnă ocrolul, ocolul bananelor. Silvice. Mamă, să moară familia mea. Te pupăm singurul YouTuber dintr-un colț în altul. Aplaudați, fraților, pentru Mari Baboi, cu mătru nostru. Ai pus pe mine seara asta. Să mură dacă m-am pus. Că nu poți să mă pun pe tine, că nu mă simți nici de cum. Poate să te pui tu pe mine să fac infart, să fac un infart micocardic în pula mea. Ce zici, mă? Ce dracu să fac? O întrebare de la fanii mei către tine. Ia. Yeah. Oameni buni, știți după cum știți, e prietenul nostru mai avut. Dacă, să zicem că nu mai te scoli două zile din pat și te desumfli, câte zile ți-a să te umfli la loc? Întrebare doar pentru 1000 de euro. Dă-mi 1000 de euro și să spun. Stai să-mi fac buzele acum cu roșu, ca să te-ai făcut cu roșu buzele. Of, 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 of. Mă, ce crezi? O pictezi și pe mine, faci meu portret. Da. Oameni buni? Pregătiți-vă la această milă volantă seară. M-am mâncat în cur. Mă scar din face, Mari, am rugămintea să nu te miști deloc. Da? Eu de meserie sunt pictor. Așa, da? Te rog frumos să nu te miști deloc. Da? Da, da. Să nu ori să facă de-mi mișca. Păzea. Păzea mâncava și până la voastră că mă pictez. Fără de expoziție. Deci, după cum bine știți, oameni buni, bombat la ecuator și turtit la cei doi poli. Uitați-l, Mariu, Mari Baboi, bombat la cei doi poli și turtit la ecuator. Da? Polul nord și polul sud. Mari, ești, ce să zic, ești adevărat, ești ce trebuie. Baboi, notificare YouTube. Și până la rând tău... Poftim, ce-ai pățit? Unul, că nu am mai rost. Ce s-a întâmplat? De ăștia care i-a crescut mami cu toții. Pe ce-a făcut? Băgaia și în pământ. Ce-a făcut? Fanii mei, fanii mei.
Pe ce, te înjură sau ceva? Păi, doar mă, ne pune acolo, notificare. Băi, nu mai faceți astea. Puneți-mă numele tău, neauzitule. Puneți-mă numele tău. Îți e rușine? Dracu, că vine frasul ăsta și te omoară, te dracu de bulangiu. Vine frasul ăsta, te omoară să moară frații mei. Aaaa, guițica! Băi, te pupă voi, Mari. Te pupă, Dorin. Te pupă, fratele tău, și ne vedem după. Pușă, bătuțete. I love you. Hai, te pupă. Nu mai dormi cu ușa deschisă. Oricum, tu visezi să te tragă curentul, dar n-ai să faci asta. Nu să te tragă niciun curent. Nici vânturile de nord. Ce faceți, curcanilor? Ce faci, mă, vere? Ți-a rămas brațul blocat de la autobuz? Ai stat pe bani? Au, nu mai pot să-mi întreb, mai rămas cu sechele la autobuz, ai stat așa, mă? Ce dracu, mă, că ești nebun? N-aveai bilet? A venit controlul și ai rămas așa. Am rămas, au venit dicotul peste mine, adevărat, îți spun. Tu ești arestat de Intercon, nu dă dicot viața, mă. Tu ești alt, tu ești mai greu. Tu ești singur om care a copilărit sub o piatră și a spart o bancă din parc. Păi da, doamne, să vără frății mei, nu mă nebun, să vără, bă, toți nebuni. Ce faci, bă? Nevăstuică fără păr. Mai Mari, nu se poate așa ceva, destinul ne vrea împreună. Mari, nu se poate așa ceva, deci n-am mai mâncat atâta broccoli de 2 ani. Ești cel mai mare broccoli care l-am văzut. Sunt tot eu, dar după control. Zău? Nu știi cum mi-ai zis că am două conturi. Mâncați-și cu ele, mai râd acum să mă rog. Da, mă, nu te mai lasă ăștia, adică acum am moment de veu, dacă ai peste 120 de kg, îți trebuie două conturi. Și că nu poate, păi că se ia în evidență. Mai devreme și acum e control 2. Da, asta e control, te pupăm, Mari, să fii sănătos. Te pupăm, am două conturi, te pupăm, ceau. Pa. Pa. Frumos. Bună, câți ani ai? Mă auzi? Oh, salut, Ferrari. Salut, salut, de poate. Mamă, mi-e foame rău de tot mâncavași pe la voastră. Mi-e foame rău de tot. Haideți, fraților, și voi cu like-urile. Dați și voi să fim un K de like-uri. Să facem și noi 1000 de like-uri. Hai, mâncavași, pășinile voastre. Bună, cum te numești, de unde ești? Haide, capul meu și cu șefilor. Un petit de meu, da! Bă, prima oară. Măi, băi, prima oară. Prima oară în această minunată vară, mă întâlnesc cu la Rumen Realitate de la PI, adică ai donanță, ai ceapă, donanță, pâine, pâine de la Cluj. Te pupă, bă, și fără slărină. Bă, bine, frate, bine. Chiar am vrut să scriu, mă. Ghiși ce, vin la București. La București. Cu mare plăcere, te așez în picioarele tale. Și cum vii, îmi spui când e ca să mă îmbolnăvesc. Când vii? În două zile. Sunt răcit. Adică... deci gata, răcit. În două zile răcesc în pardasă. Pă bune, mă, vin cu a... Dacă vreau să mor la Costine și eu. M-au zis că ai fost în vacanță și vreau să mor și eu un pic. A fost în vacanță, am stat un pic pe acolo. Nu e treabă, știi ce zic? Băi, nene, e ceva... A, nu vreau, bine, vreau cu să... cine mergi, mă? Ați fost mulți? A fost greașcă sau? Am fost cu Radu de Găut și niște prieteni de-ai mei pe acolo. Dar vreau să anunț și toți oamenii care ne urmăresc. Fraților, să știți că e un microb în apă. Am mâncat și m-am căcat pe mine 2-3 zile, ești nebun la cap, deci nu știu ceva e na, și am auzit fel și fel de cazuri, m-am căcat pe mine, ești nebun la cap. De la apă sau de la altceva? Are fapt, nu, că tu nu ești cu astea, am uitat. A, nu sunt cu astea. Ce mai faci, mă, Dorian, ești bine, sănătos? Bă, urma bine, sănătos, da, fratelor, urma bine. Tu cum ești? Când, bine, când mai ai până faci 400 de ani? Pe afli, cred că când vii de la mare facem petrecerea. Chemăm pe toți. Adică, urma petrecerea, ține. Păi ce vrei să facem? Aia că așa a fost creșterea. Așa trebuie. Ești live acum? Da, pe zi de seara am intrat așa. Cine dracu se uită la tine? Bă, nu știu, frate, cine se uită, că astăzi nici nu beau nimica. Salut pe chat-ul lui Dorian, vă pup. Nu știu cine se uită, frate, că e greu astăzi. Multe femei nu se uită acolo decât pentru content, decât pentru, știi ce zic, frați. Da, da, să dau seara și o țâță, vor și le sfadă o țâță. Ce să mai... talentul, Dorian. Altceva, ce ai mai făcut, cum te-ai mai distrat, pe unde ai fost? A, păi știi tu, că mie îmi place cu băutura, cu distracția, cu astea, na. Nu o să zice, dar îți povestesc eu, îți povestesc când ne vedem, când ți-am zis. Așa bolnav cum ești, ne vedem măcar la o cafea. Doctor Bobo. Eu cu cafea cu spice. O, stai că a apărut Alin. Alin, zis, alias un mangozaurul X de la Timișoara. Greu greilor, greu greilor. Da. Bă, Aline, vezi că îți dau o palmă. Mamă, cine dracu se... L-ai văzut, mă, să moară familia? Mă, fi el dracu să fii de pararaba, dracu. Poate te bătea lumea să moară frații mei. Un nebun, mă.
Vezi, da, dar și aia ce da. Vezi de unul a început să plângă cu bicicleta. Am văzut, dar nu se va pușa pe familia mea, dacă nu te tăiam un metru alide, dacă făceai așa mie. Să moară mama, dar ia firul. Bă, ce para, nu-i sănătos, mă, a început să facă vloguri, mă. Gata, mă? Da, și am făcut, m-am îmbrăcat în blondă, m-am dus la mall. Ferească, nu-i ce am făcut pe acolo. Dacă m-ai fi văzut... Ai făcut bani? Cred că te-ai îndrăgostea, ia? Ai făcut bani? Da, stai, stai, ce bani să fac, mă? Ce bani puliu să fac? M-am îmbrăcat în rochiță frumos, am agățat ceva, în schimb. Prin ceva. Ce? Sex în trei, cu ceva cuplu. Să mor eu. Nu vezi sau nu? Aproape, era aproape. Hai că uite că știu. Aude zvonul pe tine. Când ai stat în scoatele la manechinul la mulc, să te erai la coadă, l-ai luat acasă și a făcut sex în trei. Nu, nu, aia a fost ceva. Aia a fost altceva. Aia a fost altceva. Nu așa o să povestea. Ai fetișuri astea cu plastice, să moară, wow. Băi, a apărut unul pe internet. Bă, plac și astea de plastic. Plac și astea de plastic, da? Altfel. Bă, a apărut unul pe internet, Doriane. Un nebun de ăsta, un chelios de ăsta, s-a certat cu Radu. Oh, știu. Nu știu, m-am întâlnit cu el, bă, știu, l-am văzut și la de-a. Vorbește anapod așa. Dom'le, o dă în amenințări, în de-a. Cine dracu să... Cine... Bă, el a venit sănătos la cap, mă. Și am vrut să-l trag un pic de limbă, știi, că eram curios. Bă, ce... Nu mai e vorba, dar e retard, da, s-a certat cu Radu, eu nu știam ce a făcut, ai zis, s-a înjurat acolo, a făcut handicapatul ăla de Radu pedofil, ai înțeles? Dar și tu, și te-am zis că și ție ți-o face ceva, nu știu, ce așa au zis. Ce să-mi fac, mă? Tot ce poate să facă e să mă pună jos, să-mi tragă frâna de mână la automata asta, ca în cutia automată. Ce dracu să facă, măi, tot face de o grămadă de aia. Dă-i dracu de mână. Nu, da. Și zici că mi-a fost, eu nu știam cine e, că după aia îl știu, am mai stat de vorbă cu el, știi ce zic? Și pe aia da. Injecții de-alea, că ăla-i Pampers, mă, băi, anunț, prietenii mei-s prietenii mei, măi, nu mă dau la o parte pentru ei. A venit acum la 50 de ani să-și facă el viitor cu noi, să moară, mă. Și el nu e trecut nici în calendar. Ba da, e ziua lui astăzi, e sâmbăta morților. Nu știu ce pula cal lui e. L-a apucat și pe ăla. O vreau să facă și el content. Dar nu face nimic, că n-ai ce să facă la un. Trebuie să-și mai cheme două mătuși în unchi ca să poată să facă content. Ai nebunit la ta. Contentul ăsta nu-i chiar așa, mă. Trebuie să ai și tu ce să spui. Vă pup, frații mei. Ce-ai, mă, Aline? Sufer de pulă sculată. L-ai văzut pe te pup, Aline, te pup. Aaa, gata, nu mai mă bag între voi. Gata. Lasă că la Aline am promis ceva. Ce? Nu să zice. Nu să zice, mă. Nu să zice. Asta așa, știi ce zic. Mie nicio promisiune. Vezi, mă, dacă nu-s genul tău. Numai, că tu ești ai agresiv. Ceva, ce faci? Tu ești agresiv. Tu ești agresiv la pat, așa mă. Dacă ce vrei să spui, mă, că mușc? Bă. Nu știu. Băi, Dorica, te pup pe fratele tău și te pup. București să nu cumva să nu vii la mine. Păi nu, că știu, ți-am zis. Știu, am vrut să știu. Sau o rață de-aia din Indonezia să moară, frații mei. Dar bă, dacă mergem la restaurant, numai ia-i mai ușor un pic, ia-i mai ușor, să nu scui pe mă, fratele, te rog eu frumos. Bă, frate, eu știu cum lucrează cu ea, așa știu, o fire mai impulsivă. Eu știu, dar știi cum, eu când am stăteam acolo și mă, fai de cap meu, ce extra mi-a pus în ciorba asta sau... Ce mai ai mâncat? A fost bună. Ai mâncat? A fost bună. A fost bună, păi nu știu. Saturat? A fost bună, no comment, dar... Mă, te-ai saturat? Mi-e frică de aștept, că am mai auzit povești de genul ăsta, mă, că merg în spate, salata la cur, la... Aiure. Mă, în ce film e ăsta, mă, cu vikingi, să moară familia, să șterge la cu salata la cur, eu pune în parfă. Ce, mă, Doriane, mă, ești nevul mediu să moară familia. Bă, îți spun eu, frate, nu-i de joacă, mă, cu ăștia. Nu-i de joacă, mă, că ăștia să răzbună în spate, mă. Ăștia-s din aia, răzbunător, răspune, o să trăs. Are două înțelesuri astea, să răzbună în spate. Păi nu, să răzbună în spate. Da, mă, te-aș fi și pe soție, dacă vii, când vii? Vii să mergem sâmbătă? Da, nu vii, nu vii cu ea. A, vii singur? Da. Bine, vin cu Emiluț, cu ăștia. Cu toți ăștia, care nu știe nimeni, adică... Nu, ăștia nu știu, că să putem veni și noi, da. Ca să fie ajut o mără ăștia. E, fratele, rău să știu mine. Te aștept, frate, când vrei să vii, mă anunț cu o zi înainte, bun, ca să știu să bun. Te primenesc. Bă, dacă veniți și sâmbătă la mare, ar fi blanărul de tot. Nu promit, dar spun da. Păi te conving, eu fac, fac convingere. Mergem, mergem, nu mergem, mergem, mergem. Ar fi șmecherul de tot, jur. Da, lași mașina aici la mine, la București, ca să-ți fac eu să-ți o tunez și mergem cu oameni. Ha. Nu mersi tu. Te pup, respect acolo, spor la treabă. Găsește ceva femeie și pentru mine. Chatu, pa, Dorian. Chatu, cum o spui că ți-o? Pa, te pup, pa.
și mă bucur că nu ești dat cu ulei în această seară, domnul Dorian. Dragăuț, Radu, păi cum mergem? Mamă, Radu, din munțea, băga mea și pula în capul tău, Radule, că mă cer cu lumea din cauza ta, că stai și faci pedofil, futu-te în gură de capră calmantă ce ești. Radu Dragăuț, stau să mi-l pun pe cheliosul ăla să-l înjur pe aici, futu-l în gură să-l fut, ești că e pisicoterier. Te jur tu cu oamenii numai prostii faci, fii la aia, dracu să fii de pararam. Unde mergi tu, Radule? Merge. Asta e capră de la munte, cu trei stele albe în frunte. Asta e fratele nostru Dorian, un băiat deosebit. Caracter frumos, jur. Pe bune, caracter frumos. Ah. Vedem și noi ce... Ma, cine ești, mă? Exact. Exact, Ben Ten și cele 10 boli venerice. Cine dracu ești, mă, fire al dracu de sprinceră tăiată, ce ești sprinceană? Așa, să las telefon. Așa. Așa. Spune-ne despre tine. Exact. Exact. Ce să spun despre mine? Ce vrei tu, ce simți tu că ai un derivat ăsta de plusuri? De plusuri nu prea, mai mult minusuri, așa. Uh-huh. Hai, dă-i drumul la tobă, să te vedem. Stai, că e greu, stai să iau cu apă. Ți-a dat ulei? Ți-a dat mustăcica? Nu, că o mai iau, o mai asta. Așa. Dar o mai las acum, nu știu. Ce, păi, vorbește împreună, înțelegem separat. Ce-i mai nebunit, ai luat sida de la piscină? Ce-i, bă, fii, bă, știu, coerent, cap-coadă. Ai emoții, ai băut 3 ape, 6 sucuri. Stai în pula mea. Altceva mai veni de acasă. Puță, te rog, la mustața aia nu poți să ai decât puță. Deci okay, pulă n-ai cum să ai. Stai în puța mea. Așa. Trebuie să beau niște astea. Ia zi, domnul Fimoză. Fimoză, a zis. Da. Hai, te uiți mai încolo la mine. O perucă îți mai trebuie și că ești marchiz, da, cu alunița aia pe față. Și o pereche de ștram de aia. Ești marchizul de Hohenzoller. Bună, de ce m-ai schimbat data trecută? Cine ești? Femeia Viespe? Deci mascat așa? Alo? Radule, te bate lumea, n-are cum să-l bată nimeni în viața lui, mă. Cât e prietenul meu, să moară familia mea dacă are să-l bată nimeni. Să-l bată, e nebun la cap. Raul Blaga Zaluz, the number one, te pupăm, frate. Cu să-l bată? Are și el pe cumotrul lui în spate. Să-l bată Silviule. Ce, îmi las pripeca și cum mă bate pe mine? Mai are și pe Nașisa, uite. Pe Nașisa, a sărit Nașisa, acudă cur în sus Nașisa. Trebuie te bate în garții, Nașisa. Mă, du bate garții să moară familia mea. Bă, am dat la tine și ai dat skip Elis Vlogs. Îmi pare rău, Elis, că am dat skip. Mamă, ce-s că-ți măcinici de-aia de 8 martie asta. În sfârșit dă durăm de tine, deci tu știi cât am căutat. Păi stai un pic, dă durăm, domnișoara Coc de la Noră pentru Mamă. Ascultă-mă. Nu mai vorbesc că mă face de râs și mă știe toată lumea. Vorbește tu. Ce faci? Ia zi, Bobby. Asculez bumbul acum? Ce faci? Zici că sunteți aia de 900 de ani de sclavie sau 12 ani de sclavie să moară, culegeau bumbac să moară mama dacă te vine. Lasă-i, dragul, pe nebuni. Ce râs are lași, că e măgarul spaniol. Auzi, e măgarul spaniol, ești live? Da. Forță. Vă pupăm, fraților, aveți grijă, spor la bumbac acolo, ceau. Salut. Te iubesc, mersi că mi-ai răspuns. Te pup, frate, te pup, te salut. Mamă, ce mă doare spatele. Noi, fraților, like-ul mai dăm și noi, să oprim un pic cu MTV-ul. Să vedem ce aveți și voi în cap. Simbat pulă de leu, a venit Marșeaua. Radule, suntem prieteni acum. Alea, îi trimit. Nu, Alexandra, nu îi trimite. Lasă-i acolo, lasă-i dracu. Ceau, Ferare, să trăiești 1000 de ani și voi, fraților, să trăiți foarte mulți ani ca să vă puteți să vă uitați la mine și mi să-mi dea sănătate Dumnezeu, să pot să vă bucur și eu cu ce pot și eu. Băiatul de i-a dat skip pe Ra Sebastian Dobricoiu, caută-l pe YouTube, de i-a dat skip. Nu știu, frate, cine e omul, Sebastian, cum? Dobrincu, skip, care Dobrincu, care Sebastian, care cine dracu, că nu știu cine sunt oamenii. Sebastian Dobrincu, ia,
Sebastian Dobrin cu. Ah, da, ăsta era, da. Da. 45.000 de abonați. Îl pupăm, nu am știu cine e omul. N-are nimic, mai bine. Vă pup și vă iubesc, al de al nostru. Te pupăm, Aldică, pupăm toți. Suntem tunetos aurii. Vreau să scrie acum doar ciocănarii mei în live, auzi. Suntem tunetozaurii. Să ne tragem un șut, oamenilor. Tunetozaurii, sunteți la muncă sau nu? Radule, cât de scurt ești în bandă, dar pentru tine îmi dau drumul la AK-47. Al dragul să fie Radu de nebun. Alexandru Cordea. Măi, Alexuțule, măi, Alex, vezi că mai e 50, Alexuțule, și devii și tu de ăsta cu roz, cu verde, cu hau, cu mau, cu... La... Ia la pulă Ferrari, Romeo fantastic, mamă, așa țipa măta, așa zicea măta, mă, ai rămas cu sechele să moară măsa. Bogdan Mitroiu, te saltăm, Mădălin, din P7. P7? E P7, care e P7? Nu știu care e P7, frățiorul, te salutăm. Tunăm, tunetozaurul, Cristi Viorel, tunetozaurul, Dobrican, tunetozaurul, Mareșalul, Aura, Andrei Cioban. Când întâlnești o clanul Ferrari, ei bași fan meeting-uri, te salut. O să fac un fan meeting, alo Ferraru, dă frate, te rog și pentru vărul meu de la Vâlcea, șmecher, Vădineanu, băiatul cu gașca și cu ceva de el de acolo. N-am înțeles nimic, îl salutăm pe vărul tău, dar aici nu salutăm de șmecherie de astea, salutăm oamenii care ne iubesc și sunt alături de canalul meu de YouTube. Te pup, am vorbit mai devreme, nu te uiți că la 100 de ca cu povestea după băncile școlii. Te salutăm, Mogodici, te pupăm, da, o să fac și asta, dar... Nu acum, o să fac niște podcast, nu podcasturi, niște vloguri foarte interesante la 100.000 ca să mă propusesc și eu în sus. Și am nevoie de voi să-mi fiți alături, să mă distribuiți ca să fiu vizibil pentru orice prost din România. Să-l îndobitocesc și eu mai tare. Da. Suntem tunetozauri, haideți fraților, vreau să văd așa. Suntem tunetozauri! Să le tragem un șut oamenilor. Nu, oamenii sunt niște ființe mărșave. Să-ți trăiască tot ce iubești. Mamă, fă un service să mor, să înceapă. Să-ți patinezi, am prea ajuns să magă. Mi-e foame rău de tot. Suntem lângă tine, tunetozauri. Activați puterea ascunsă acum. Bogdan Aldea, sunteți tunetozaurul. Suntem tunetul Cătălin Iacob, tunetozaurul. Adrian Primaru nu vrea să fie tunetozaur. Da. O mie de ca și 14 dislike-uri de la Bulangii. Suntem tunetozauri. Așa. Aluca, toți oamenii care sunt tunetozauri. Alexandra Neagu nu vrea să fie tunetozaur. Ăștia stau cu inimi, nu. Suntem tunetozauri, am spus. Să le tragem un șut oamenilor. De ce ai dat skip? Vă pupăm, tunetozauri. Puțin, mulți ați fost, puțini ați rămas. Suntem tunetozauri. Tank, lovers, bombardierul, tunetozauri! Te pupăm. Sunt Eugen de la Gara de Nord. Te pupăm, suntem tunetozaurii, așa, fraților, tunetozaurii. Eu sunt altceva. Vedeți, mă, ce de-asta e Alexandra? Ea e tunetăzăurița. Ia, tunetăzăurița. Feri, un story time. No, mai e până la story time, tati. Suntem tunetozaurii, mă, călă Alin, toată lumea. Ce faci, mă, străiască familia ta? Oh, ce dracu, te uiți la filme porno din cartea de bucate pe aici, ce dracu faci? Dar tu ești film porno, bă, prostule. Nu, sunt mă, nene, dar până să te întâlnesc pe tine... Mamă, ce faci, frate? Ce faci, mă, pudelule? Ce pudel, mă, mâncați ești? De ce spun pudel? De ce spun pudel? Imediat o să spun de ce îți spun pudel. Ia, spune-te, rău, frate. Uite, fiar. Na. Imediat... Cam părul mare? N-ascult rog dacă asta te întrebi. Nu era vorba de rog. Dar, na. Acum știi ce zic. Uite, ești tu și cu fratei tu. Am o poză de când erați mai mic. Ia să uite, vezi? Uite. Mamă, sunt frumos tare de mic, tu nu? Ești, vezi? Tu ești ăsta, ăsta. Ala din stânga? Da, ăsta roșu așa. Vezi? Deci ești practic un pudel. Vezi? Acum ai înțeles de ce zic pudel? Am să. Bine, pudelule, te salut. Bine, mai grijă de tine. Te pup. Era cu ghidon pe dreapta, era cu volan pe dreapta, da. Avea... Le pudel! Pudel!
Haideți, fraților, racul în buzunar nu mai băgați. Ați văzut-o pe Alexandra că a avut impulsul ăsta de rechin. N-ați mai băgat un rac în buzunar. Marș la muncă. Cum ai spus? Dragoș Furnică, uite-te aici în golul ăsta și vezi salariul tău pe ultimii 2 ani. Dă-te în pizda mea de aici, de foc împușcată. Te dracu dă-și, dă nebună, ai venit că te desenezi acum din pix. E spart de foame. Mamă, și eu sunt mor de foame, sunt mor, sunt mor de foame. Și ce zic? Mamă, mamă, zice că el a din Salman Khan, de să uita în zare, și ce zic? Buriciuria, când era Salman Khan amărât. Actorul ăla, cum îl chema? Salman Khan, da. Ce faci la 100.000 de abonați? Nu știu ce fac. Cananai, n-am înțeles. Că tu mori de foame acum, ăsta moare tot anul să moară ăsta. A, e, ești rapidist, da. 1923 s-a născut un mit. Nu existau steli și nici căței, dar exista rapid. În viața mea n-am fost câine spurcat sau aurolat. Nu mai e nici dracu. Te latră câinii, fă balamutul, ai de-aia cu răpirea din serai să moară. Mamă, ce bluză de-aia de fată de oraș ai să mor eu. Ești numărul 1. Cum te numești? Cum? Cum te numești? Cristina. Cristina, dar ce e acolo? Scrumiera pe piept? Ce dracu ai acolo? Da. Fumezi în casă? Când te-ai spălat ultima oară la cap, Cristina? Că zici că ai pămătuf în casă. Ai băiatul, cum avea Cristina părul să mă răpăie. De ce dracu mă schimbă astea să mă răpăie? Mamă, să pieptărase cu greb la Cristina să mă răpăie. Hai, da capul meu. Băi, băiatule, băi, ce față de... Da, mă, n-ai ce să faci. Salut. Salut. Ce s-a întâmplat? Nimic. Am înțeles. Bine, te salutăm. Te ascultăm, frate. Bă, să mor eu dacă te intră în gura ta, zici că e cuptorul cu lemne, să mor eu. Numai cuvinte calde ies din gura ta. Să mor eu. M-a spus, bă? Data trecută vă spune pe tine când am vorbit. Acum, gata, hai să ne calmăm puțin. Ce-am făcut? Te-ai pișat pe tine, mi-ai dat schimb, frate, te-ai panicat, nu știu ce făcut, te-ai luat o razna. Ce idee bunit, mă, ce mă, ce film ești, mă? Ce-i, mă, Sigis bun de baturii, ți s-a încălecat dinții, ți-ai pus șala dinți, ți-a încălecat unul peste altul. Bă, te, mă, cine a fugit, mă, de tine? Alu, că te las 2 minute. Te las 2 minute. Dă-le pe toate. Bă, ești de bun, că îți dau, ești de bun la cap. Breaking news din prima, ești nebun, n-ai cum să auzi cum s-a făcut, ai nebunit, trăiești în lumea ta, ce ai, mă, ai luat sida de la piscină și tu? Da, nu, te iau în seamă. Da, mai câtele ceva, că ți-am zis gura ta și că e cuptorul cu lemne, numai cuvinte calde, hai, bățuie-te, zi-mă. Hey, yeah. Ascultă-mă, nu sunt pe Caterinca seara asta, frate. Am înțeles, pe n-ai fost niciodată. Ascultă-mă, dă-i review la ce am vorbit data trecută, să vezi că te-ai pișat pe tine singur te-ai pișat pe tine, nu te-am forțat. Mamă, ești terminat rău de tot. Tu pe bune, deci de la fumul ăla ai început să te crezi singur. Ce, mă, bulangiule cu rambriu? Ai nebunit la cap, în ce film ai văzut? Mă? Ce, mă, suferi de boală? De ce te-ai încis, frate? Nu poți să ții, ai fost victimă, frate. Asta e. Cu tu ești sănătos, mă, cu mine, eu nu te-am mai văzut în viața mea, mai nebun. Dar e review la ce ai vorbit zilele trecute. Da, frate, mulțumim frumos. Băi, scuză-ne. Și ce să zic? Îmi pare rău, ești numărul 1. Ha,
Rămâi în lumea ta acolo, nu te deranjează nimeni. Ești cel mai tare de la tine din cameră, te pup. Pa. Doamne, 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 fumează droguri ăștia rău. Vă dați seama? Băi, nene, băi. Mamă. Să mă duc să văd dacă mai am pantaloni, aia pișați. Da, e cută. Dați-i dracu să fiți de revolverele, dracu, care sunteți. Gino Ionte salută tot, și eu tot în Brăila, dar încetează să mai repeți acel mesaj. Dar nu mai e nebun, fraților. Hai, fraților, cu like-urile, haideți cu like-urile, haideți cu relele. Tiger One! Trebuie să-mi fac un sandwich. Money, bani, sandwich-ul, tati. Revin. Money, nu au suflet să-ți dea iubire. De la bebe pentru Buța, pentru nevasta lui. Tell me what you know about this money. Tell me can it buy ya honey. Yo, I seen many millionaires broke down in tears. Many sleep is nice, living in fear. Money can't buy you love, so what's the deal, yo? So many people out there searching for that money, yo. Say what you want, yo, this game is real. Everybody out there, yo, I know how you feel. Sunt singur, singur în noapte. Nimeni nu poate. A, nu văd și membrii mei că webcam chat ăsta hot girl face de-astea. Nu mai bloca ea, banați-l pe ăsta. Ai venit aici să faci audiență, mă, mânca mie pizda să mă mănânci. Pe șervețel umergești. Uite, e kilo meu, dar e bun. Ia, Denis, ăsta e pentru tine. Ce au zis că ești de ăla de pe YouTube, nu știu, care face mișto de oameni. Poftim? Zici că ești de ăla de pe YouTube. Serios? Tu zici că ești hamster. La față. Îți dau niște talaj? Mersi, mi-ai făcut ziua mai bună, am o seară mai bună. Mă bucur. Kids. Uite. Te pupăm. Să-ți frumoși amândoi. Vă stă bine. Să-ți un cuplu perfect. Mamă. Ferarule, ce faci, tovarășe? Ce faci, mă? Ce? Vulpea-s mire, mă, șirată. Am dat de domnul Baboi, știi, pe domnul Baboi, care îți face manele. Am zis că dacă te cunoaște, a zis că e prieten bun cu tine. E prietenul meu Baboi, ia-și, măi, fratele meu Baboi. Bine, frate, îți pup acolo live-ul, ai grijă de tine. Te salut. O seară bună și bafta la live. Cel mai pe vibe omul ăsta, de când îl știu, e numai pe vibe, să moară mama. Mai pe vibe e omul. Băi, salut, cu tare. De mult te văd, salut. Salut. Ce faci? Ce n-ai uite, sunt foarte, foarte supărat. Și ție spune lumea tu la fel că ești bătrân ca mine? A, nu mă spune bătrân, mă supără așa că nu apreciază nimeni gesturile mele și lucrările mele și... Îmi dau seama, pui faianță, pui gresie, nu? Nu, brodere, nu. Eu pictez de meseria asta, pictez. Da, știu, am văzut picturile tale. Mm. Le-am văzut, mi-a plăcut aia cu buzele mari. Care? Mai de mult. Ah. Bine, tati, te las că vreau să-ți sunt concentrat la ceva aici, te salut. Te pup, pare bine că te-am văzut. Și mie. Hai că ai scăpat. Trăiți. Să îmbătrâniți. Ce faceți, domnule? Ce să fac, uite, chiar am o curiozitate și vreau să te întreb. Da. Cine l-a trădat, mă, pe Iisus la cina aceea de taină, că tu ai fost acolo? Ce nu ești tu, mă, Isaac? Isaac? Cine e Isaac? Un nebun de ăsta de bani cu dobândă, pe la masă, pe acolo. Hai, te salut, Isaac. Hai, da. Da. Sunt singur. Noapte. Re, mi-e dor de tine.
Amanii banii nu au suflet să-ți dea iubire. Să vedem și noi în această mirobolantă seară ce se va mai întâmpla, pe care îi bagă pula în sac. Da. Mai dăm nici de dracu. Fraților, mai dați și voi like-uri, vă rog frumos, ieșiți voi din căsuța asta, dați și voi cât un like, cât suntem și noi aici. Te pup, Ferrari, ești un creier bolnav genial. Da, știu, da, că sunt bolnav. Mamă, nu te cred. Nici eu nu te cred. Nici eu nu te cred cu metri. Mai zi o dată părâng, mai zi o dată părâng ca să te cred. Cu metre. Nu cred. Cu metre. Cu metre. Du-te, dracu. Cu metre. Am ajuns și eu în sfârșit pe live-urile voastre. Am intrat mai întâi la Dorian, acum intru la tine. Da. Până astăzi nu te știa nici dracu. Și acum ai devenit un superstar dintr-o dată. De unde ești, mă? Până acum. De unde ești? Din București, de aici, de la noi. Sectorul 2. Am înțeles. Auzi, mă, dar tu în ce sector să ai? Că nu știu. Câți ani ai în primul rând, ca să poți să vorbești cu mine cum? 15. Unde-i, mă, educația aia, mă? Fii atent să te învăț. Eu am 40 de ani. Cum să vorbești, mă, cu unul cum, mă? Păi de unde dracu să știu eu, mă, că, că ai 40 de ani? Păi indiferent, vezi cât mai bătrân ca tine. Și mă... Ai și tu un doliu pe față în pula mea. Acum nu pula ta, uite, vezi cu pula cu asta. De ce ești bad boy așa verbal? Că nu ești, ești un băiat bun. Ascultă. Mai știi? Păi nu mai fi, nu încerca să fii tu, fiți mă original, fiți voi, nu încerca să fiți altcineva. Dacă încerci să fii altcineva și bad boy, nu-ți dă bine. Bă, ai înțeles? Sincer să fiu, am vrut să fac un pic de Caterinca, dar văd că nu ești pe alea ale tale. Sunt în jur. Sunt foarte pe Caterinca, dar am și momente din astea când trebuie să vă pun la respect. Că automat dacă vă uitați la mine și mă apreciați, poate învățați ceva din lucrurile astea. Și zic, nu poți să vorbești cu un om tărit de vârstă cu mă, bă, cum ar fi să vorbească un copil cu taică tu? Simplu. De 15 ani, de bă, mă, bă, pula mea. Bă, aici ai și tu dreptate, îți dau dreptate. Păi vezi, păi vezi, așa e. Învață să te adaptezi. Și ce zic? Și mă, ăsta vezi că vine urmat de apelativul fă. Ia zi fă, acum. Ha. Fazan? Hai să jucăm fazan. Să testăm cultura generală. A! Anaconda. Da. Anaconda, da? Da. Datină. 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 Da. Nu înțeleg. Datină înseamnă un obicei. Asta înseamnă, numai că e un regionalism. Datină, știi? Datină. Regionalism. Datină. Obicei. Bătrân. Vechi. Nă. Cu nă. Îți promit că te închid. Orice zici. Ha. Stai să mă gândesc. Na. Nauc. Ok. Ok. Ucraina. No, nu pățe. Hai să-ți dau una să mă închis. Ucrainian. Hai. Ană. Fară, toamnă, iarnă. Au. Nu. Mamă, mă ia cap. Ană, ană, ană. Animal. Am dat șansă să mă închizi. Păi nu-mi vine altceva în minte, bă. Iarnă, vară, toamnă, primăvară, ce sunt astea? Oană. Oană, am înțeles. Ană. Ană. Păi da. Vară, iar... Vară, iar. A, toamnă, dracu. Hai, bă, pula mea, Doamne! Păi Doamne, Iisuse Hristoase! Doamne, Doamne! Vezi ce înseamnă, mă, să nu jos fazan? Nu înseamnă să nu ai cam... Păi, băiatule, mă, sunteți terminați, mă, ca generație, mă jur. Ce dracu, mă, bă, frate? Am jucat de două ori fazan în viața mea.
Păi e vorba de cultură generală, ce e vorba de ce ai tu în cap și viziune. Păi o fi de cultură generală și de slobozită. Păi anotimp, ce era? Vară, toamnă, iarnă, primăvară, anotimp. Nu te gândești tu, anotimp? Păi ți-am spus, eu am jucat de două jocul ăsta, eu nu... Tu nu ești de aici, nu ești de aici. Nu sunt pe el. Am înțeles. Dar la ce ești bun tu așa? Bă, la gaming. Dacă nu, kickboxing. Băi, te salutăm, ai grijă de tine, ce să zic? Ești un nebun, ai grijă de tine. Mai nebunic să moară măsa dacă te vii. Păi eu ți-am spus la ce sunt bun. Păi îmbogățește-ți, mă, cultura generală, că n-ai voie la anii tăi, dracu, să nu știi. Pe informațiile înseamnă putere aici, mentale. Pune una, citește, lasă pula, pis la boxul și astea. Pune una și delectează-te, citește. Da. Nu, pe mai merge acum de la vârsta asta. Pe cum? Ce ai vreo 40 de ani? Ai 15 ani, mă, ai tot timpul să devii cineva și ceva. Te vezi bătrână? Păi ce dracu. Da. Părinții tăi ce lucrează? Ai mei? Da. Tata șef de, de firmă de construcții și maică-mea casnică. Amândoi despărți. Am înțeles. Și de educația ta cine se ocupă? Ce e cu educația mea? Cine se ocupă de? Eu. Ma. Tu? Tu? Da. Mie mi s-a dat educație până la 7 ani și de acolo mi-am făcut-o singur. Asta pe e. Ca să ai cei 7 ani de acasă, trebuie să mai ai vreo 7 în plus. Știu ce zici, dar na. Da. Pune mâna și citește, lasă dracu prostile astea, războiul ăsta verbal, ortul, coaie, pulă, șmecher, mă, bă, jargoare de astea că nu te duc nicăieri. Ai înțeles? Pune mâna și fii un exemplu pentru câți proști există în lumea asta. Citește, învață, află lucruri noi, cercetează și o să fii mult mai șmecher și o să ai tot ce vrei, de la femei până la tot ce dorești tu. Capacitatea ta mentală face tot. Bogăția se află aici și aici. Pa, nu-mi bani. Pa. Hai. Baftă, băi. Ciao. Sile Cyber, bine ai venit în clanul Ferraru. Salutare, boss, trăiască toți ficații tăi, Toma. Ela. Pardon? Bogăția se află în buzunarul tău. Văd, Johnny, n-ai nici membru. Ce buzunar ai, mă, Johnny, mă. Știu, Johnny. Ești cel mai bogat de aici. Închipuit. Cel mai închipuit bogat. Nu se poate așa ceva. Vai de cap. Nu se poate așa ceva. Salut, frate, pot să fac o poză? Dorian, mâncate-le. Nu se poate. Pot să fac o poză? Fă-ți, mă, să-ți trăiască familia. Ce faci, mă? Pe cine mai întâlnit? Stai că chiar nu fac. Bă, părată, dă gote, era cu cea blondă, mă, mâncați așa. Altceva. Ala-i. L-am întâlnit pe Radu de Gote, era cu o blondă acolo, pe scaun. Zi-mi, frațiorul nostru, te pupăm. Altceva, mă, frate. Seamnă că merge bine la Radu, cum, mă? Bă, fraților, acum că tot am făcut provocarea asta, o să joc fazan. Chat, vreți să joc fazan cu Dorian? Fai de cap, mă, să înceapă nebunia. A luat panica! Vezi că vreau să stai cu mâinile, să nu auzi pe internet cuvinte și astea. Mâinile așa, mâinile la vedere. Da? Chat, vreți să joc fazan cu... Da. No, da, hai da. Să începem. Haide, Doriane, mâinile aici ca să nu cauți pe internet să faci, stai așa un pic. Nu caut, mă, nu caut. Uite, așa stau. Așa stau, caut. Să vedem, să facem un mic test de cultură generală. Asta. A! Stop! G, cu G. Gâscă. Că. Cărunt. Te-am închis. Uf. A. Stop. I. I. Ireal. Aluminiu. Iu. Iu. Iubire. Repetent. Clar. Altceva. Hai, te las. Iubire. Hai. Zi altceva. Iu. O cameră, aș vrea că știu cum e cu eu. Nu știu, să mor dacă știu.
Iute. Tegument, te. Te-am închis. Tegument, ai fa. Stai, bă, dar mai lasă-o și pe să... Lasă-o și pe să zic capa. Zic eu, a. Stop. Capa. Kilogram. Am. A, nu știu nimic asta. Hai de pula mea. Orice îți dau, știu sigur că mă închizi. Amețit, nu, hai să zicem. Amețit. Itinerariu. Eu? Și iarăși acolo merge, mă? Mă, mai joc, mă bag pula, mă, pula. Lasă-mă, mă, și pune să câștig. Iureș! Iureș! Mă închidea! Iare, bă, gamești! Bă, gamești! N-am nicio șansă, nu. Ești bun, mă. Gata, mă, un rând de aplauze. Aplauze! Bă, așa, pentru rușinea mea! De ce, mă, rușine? Bă, n-ai cum, mă. Ești bun, rău de tot pe faza. Ai mers mult cu mașina, cred că. Te-ai jucat mult când merge cu mașina, jucați fazana, că rupeați fazana. Fazana? Păi da, mă, păi de obicei ăștia care conduc mult, știi, și merg în locuri și așa mai departe, îți bun pe fazan, că, na, ce să faci în mașină? Deci rău și ceva. Doriane, dacă îți fac o fază, dacă nu rămâi mut și ți arăt. Să văd. Hai, că... Ce zic? Vreau să văd, îți dai seama, m-ai făcut curios. Cu putinița așa de aboli la mine și la mi-e frică. Trebuie să-ți iau, să-ți receptezi asta, știi ce zic? Gândește-te la un număr, da, să da, chakra sfântă, chakra satanică. Ia fii atent. Gândește-te la un număr. De la și mă lua cu tremurici pe la stomac. De la bă, să nu mă duc, mă, frate, că mă duc la drum. Să nu mă duc. Gândește-te la un număr de la 1 la 10. Să nu reprezinte o dată de naștere sau o clipă de asta în care ai făcut un sex sau porno, știi ce zic, sau vreodată de naștere sau cu ceva. A, păi, atunci nu am ce să, nu există atunci. Într-una din dățile alte s-a întâmplat ceva. Da. Te-ai gândit? Da. Pune cifra 9 lângă ele. Da. Ți-a dat un număr porno? Nu. Minți! Te-am dat 70, nebunule, că ți-a dat 70. 39, mă, 39. Bă, chiar dacă te-ai vrăjitor, mă, pula mea, cine pula mea mă vezi, mă? Bă, bă. Ce, mă, că sunt jocuri din astea, mă? Uite, fii atent aici, nu te uita. Gândește la un număr de la 1 la 10, fii atent că eu scriu aici. Da. Numai o secundă. Poți să-l scrii, pe foaie să arăt la lume că nu mint? Da, exact, scrie și tu în chat. Uite, gata. Gata. Să vezi că... Ce număr e? Păi cum ce număr e? Păi zic că eu l-am scris. 0. Păi am zis la 1 la 10. Păi de la 1 la 10, începe 0, 1, 1 la 10, vezi? Păi de la 1 la 10. Amă, mă, să fac ăsta, mă, și îl văd și mă gândeam că să vezi dacă îl puresc acum și... Eu ți arăt că orice număr ți arăt eu, șmecherii. Zi un număr de la 1 la 100. Să-l zic sau să mă gândesc la el? Da, să-l zici. 70. 71, te-am bătut. asta vă scat și bani cu ăla care le-ai zis atunci în puterea să... Am fost bun rău de tot, măi, Doriane. Vezi? Am fost peste tine. Te-am bătut. Mamă, băi, băiatule, dar ai fost izvor într-o viață anterioară cât tor din tine. Mă, băiatule, mai zăbăt. Băi, sunt obișnuit să beau bere, mă. Să mă te hidratez, să moară. Doamne, beau ăsta și bere și cula, mâncă mic, fumează, da? Și arată nu? Și așa. Ce nu beau, mă, bere, mă, nu beau bere. Ce ai, mă, un pic de Pepsi. Păi mă duc la drum, mă, frate, nu pot. Jur, e primul live care îl fac în viața vieților mele fără să beau nimic. Când, unde pleci? Adică unde pleci acum? De acum, pe la 5, pornim la București. La 5-6 dimineața. Păi și ce faci aici? Ora alta. Ai treabă, mă, sau? Pe am un pic de treabă, da. Am un pic de treabă. Am un pic de treabă și nu sâmbătă plec. Și poi mâine am zis că ne vedem. Deci mâine ești la București. Da. Poi mâine ne vedem. Sună-mă. Poi mâine ne vedem și după aia sâmbătă veniți la un Bauhaus. Nu-i problemă, Dorian. Ce zici de brațul ăsta să moară pierd dacă te altceva. Te ajută și tatuajele, mă.
Gata, îți dau skip, mai plictisit. Ce, bă, pe da, mai mare pare ăsta, mă, cu tatuaj decât ăsta fără, mă, nu? Pula, nu ăsta mai mâinile aici, că-i pomi. Du-te, dracu, dar nebun, ai zăpăcit cât a mâinile ai făcut, a ta mâinile ai făcut, să moară familia aia. A slăbit, mă, v-a slăbit băutura. Ască-ți revii tu, imediat îți revii. Revine, fratele. Te pup, mă, te pup. Hai că ne auzim. Dacă ne mai întâlnim la o dată, faci un shake proteic, da? Dai, ești dat oricum shake. Mi-ai dat aia, mi-ai dat rețeta. O să țin și eu. Păi, ți-am dat-o, păi dacă n-ai, ce mă, că nici n-ai completat, mă, lumițică. N-ai intrat dacă auzi complet. Am încercat într-o zi să fac aia și m-a luat amețeala când am văzut un curcan așa cum ardeam flăcările iadului. Zic, iartă-l, Doamne, primește-l și pe ăsta. Bă, dar ți-ai nu spălu toți, mă. Știi cum e, să tot să fii. Iarăși mi-a dat privirea aia. Doriane, leave me alone. Te pup, băi, și te aștept la București, frățiorul. Te pup, te pup. Te pup, fratele. Spor acolo. Pa. Fratele Dorian. Băi, băiat. Tan, tan, ta-ta-ta-tan. Jucați la mai mic, da. Ana Maria Stirbu, te pupăm. Bă, mă bucur că scrieți în chat, mă bucur că donați, mă bucur că vă alăturați, mă bucur că sunteți activi aici să mor eu, chiar mă bucur să mor eu, dacă sunteți ce trebuie, mă, să mor eu, dar nu sunteți ce trebuie, rău de tot, vă mulțumesc frumos. Noroc cu Alexandra în seara asta, că altfel nu ne-am buletinul mic, făceam 20 de euro. Băi, da? Au, scuzati, seniori, oameni serioși, nu mai face... Că săran, că nu știu ce palmă grea am, dar ești cel mai rău și tu. Mai bagă fazan. Bună, vrei să jucăm fazan? Da. Ia. Mă checați, a zis și un Pixel George. Mă checați, o mă, adus sabia, haptocar. Aduce sabia, băgați și voi like-uri. Faceți like-uri multe, să vină like-urile. Ce faci, mă, te-a pocit Dumnezeu la față, te face așa, ce faci? Adrian primarul, donați firea ței, dracu, nu, trebuie să-i înjurăm, stai noștri. Ai noștri, noi găinile dormim. Noi doi. Marțianu, după mare. Doamne, doamne. Da bule mamaia, frate. Ai donat. Sunt comand, te pupăm, frate, mulțumim pentru euro ăsta. Răstignit. Ce faci, băi, Eminem de la Galați? Hai să-i videoclipă. Videoclip sunt. Salut, frate, te urmăresc. Salut, brodere. Te pup. Te filmează. Ce faci, mă, framursul polar? Ai îmbătrânit degeaba. Câtă pula ai, mă, fute-mă și în gura ta să mă fudă urât să-ți dau la moi, să mă pula morții tăi, ăștia noi de COVID. Deci nu mai tramvaie. Ok. La 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 la. La 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 vesel zurgălăi, se aud printre munși văi. Te am pus să-l trează cu familia ta. Vă salut, mă. Ce faceți? Uite ce să facem. Stați pe jos, sunteți pedepsiți și... Nu, tată, uite, stăm la bucătărie, că în cameră e prea cald. Aha, în genunchi pe coș de nucă, cum ar veni. Ați luat 4 la școală. Gata, bravo, hai, vă pup. Hai, Ferrari, să mâncăm ceva. Ce să mai mâncăm? Mâncăm cărnărăraie? Salut. Vinea cu copanele de la mama de jos. Mi-a dus ce mama copane. Oh, yeah! Chigirap, yo! Cine ești, mă, veri? Iapa lui Salman Khan? Hello! How are you? My friend? I'm good. You look scared.
La un act. What is your name? Gunar? Yes. Te putem să vin. Să trăiască Sorin Luca, Giurgiu, te putem, frate, pentru 5 roli. Primarul, te pupăm, frate. Ai uitat de sandwich, te pupăm, vă pupăm pe toți. Primare, te pupăm, frate. Te pupăm. Mulțumim frumos. Să trăiască Sorinel al nostru, frățiorul nostru, de la Germania Vere. Mai dăm de el. Ia uite. Salut. Mam, salut, bossule, te pup. De cât domnul timp Ferrar. L-ai, frate? Da. Salut, ce faci? Ce drag să de cât timp l-ai și tu? Bă, frate, nu de mult. Deci și stai cu fata aia în cameră că să ia. Da, gata, e clar, e ce, la Caterin. Serios, nu, de cât timp? De cât timp l-ai făcut? Ce să fac? Oreonul, că nu vezi ce obrajești, că ai Oreon. Ce vrei, frate, n-a să mai întâmplă. Nu toată deci, lumea. Deci, pe bune, cred că la școală te striga cap pătrat. Ai capul pătrat? Tâc, tâc, tâc! Ce vrei, frate, nimeni nu-i perfect, asta e viața. Să fii sănătos, băi. Te pup, o seară frumoasă, ai grijă de tine și mă bucur că te-am văzut, te-am căutat. Și eu mă bucur, ne vedem când te faci triunghi. Pa! Bă, sper să-mi fac pătrat, îți dai seama. Ceau, da. Pe ce e? Ce faci, băi? Zici că ești bostan la față, că moară mama de la de Halloween. Salut, frate, vă să vii cu căsuși face. Salut, mă, ce faci, băi, de bună, te cunoști? Ce bine, ești dragul de că ai niște urei, zici că sunt coalele lui bunica mea de la bicicletă. Ce faci, bă? Ce să fac, uite, stau, ce dracu să fac. Venit la muncă, intrai și un pic pe aici. Unde dracu ești internat, mă? La salonul 2, mă. Îți aduc banane mâine, cu vin la tine? Asta te-ți dai orice de portocale, dacă vrei. Dar cum dracu vine, ai părul negru și barba roșie? Dar... Cât mai ai, mă, de trei? Nu vezi că ai părul alb? Nu poți să spun. Că va trebui să te ucizi. Sunt grijona, mă, sunt George Clooney. Stai, treacu cu Victor. Ești furit acasă, mă, sărăciu. Cine vorbește, mă? Bă, ce față de ienicer ai de iobat. Să moară mama, ești graficeanul. Să moară familia mea, te uita și în oglindă, prostule. Bă, ascultă-mă, 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 că bei spirt. Bă, du-te, dragul, că ai preinfarct la gură făcut, vezi cum ai gura. Cred că mă, dar de-a spus, bă. Bună, drept. Hai, închide gura. Te pupăm, frate, mulțumim frumos. Andreea Iacob, mulțumim frumos pentru 5 roni. Mulțumim la toată lumea. Bă, bă, șpura, gură. Auziți, bă, el avea preinfart, avea de la microcardic la gură. Ei, bă, ce ai, mă, de mă puțin în gură? Și dacă nu faci ceva corect, hello, stradă, hello. How are you? How are you? Ita. Hello. Hello. Bă, ce zici, mă? Mai you look like spăitor. Like spăitor. Da. Nu e vere, suntem români. Mamă, pamă, mamă, vere, dar ce vere, faci, mă, ce s-a încălțit părul, părul ca la gagici? De exact. Unde ești, bun, Italia? Ești bun, Italia? Da. Ești gigolo de Italia? Gigolo de Italia? A? Ești gigolo de Italia? Gigolo de Italia? Nu, vorbesc muncitor de Italia. N-ai față de muncitor. Față de muncitor. Să fii halat, Dimă. Cumpărăți un costum, mă, nebunule. Fii și tu ce trebuie, ce vrea. Dă șaiba aia jos după mână. Suntem fanii tăi, vă. Lasă-mă, opțiunul bă, stată, mă, n-am nimic. Hai, băi, vă pupălați acolo, ceau. Haide, te duc. Pa, pa. Da, argintar, da, scure venar. Da, scure venar. Ce faci, corpul din Veronica? Ce faci, corpul din Veronica? Bă, gama, ești pula nasul tău. Și că e arac de vie. E arac de vie. Uită-l și pe ăsta, pe Gagarin, în râsul ăsta. Ce cablea. Mamă, mare pizdă pe ecran. Ui, vede, salut, salut. Salut, ce faci, mă? Ce să fac cu te-o scurt, am început. Stai așa, stai așa să mor eu, să-mi văd să-l fac și eu pe jiu. Ce să fac? Să-mi văd să-l fac și eu pe jiu, stai așa într-o parte, că barba ta dă-n lateral și că e jiu mare de tipar, așa.
Ia, fă. Uite-l, mă, gata, l-am făcut. Gata, gata, boss. Hai tari. Să fii sănătos. Mulțumesc, frate, pentru inspirație. Te pupăm, mai grijă de tine. Mădălin Ferraru, să moară familia, tot ce vreți. Ferrari. Lamborghini. Și cine este? Asta ne pune pe Facebook. Ah, Poison, te pup, frate. Ia. Băi. Băi, dracu, dar nu stă mă putui în gură să-i fudă rablele. Bună, fetelor. Bună, fetelor, ce faceți? Uite bine, tu ce faci? Uite pe aici. Uite pe aici, casă. No. Bună seara, Elena Ellis, te pupăm, bună seara. Salutare tuturor, primare, Cordeau, vă pup. Vă pup pe toți, vă pup. Da, pe noastră. Care-i treaba de vă certați? Sau ce înseamnă? Că tu ești frumos, Alexandra? Așa mi-ai zis că-s frumos rău? Că ați-și curut-o. Acum ceva zile mureai de mine, acum zici că uite ce frumos ești. Bravo, Alexandra. Oară, doi, trinci. Mai vându-și tu. A, ăla de-a comentat. Bălăcean ca boala copiilor. Salut, Ferraru. Salut, mă, ce faci? Uite, la muncă, tot. Cum ar veni o freci, într-adevăratul sens al cuvântului. Da. Ia! Da! Hai, mă! Bă, de când te cauți, te respect foarte mult. Te o seară faină. Ai grijă de tine, serviciu și-o. Stai numai un pic! Te fac și eu un cristal, te cheam acolo la mintire, pe pup. Te salut, brodere, te salut. O seară faină, ce-o seară. Zăt, măi. Na, Claudiu, ce faci, Alexandru? Oameni buni, trebuie să-mi iau alt scaun în cavaș. În cavaș, gura voastră, că m-aș spune pe spatele din cavaș. Bă, stai! Bă, nu! Bă! Bine, tu voi vă dați seama cât de nebun să fii, mă? Să țipi în halul ăla, să moară familia mea? Bine, vă dați seama, mă? Salut! Salut, salut! Ce faci, frate? De unde ești? În Germania, la muncă. Foarte bine. Unde ți-ai făcut freza asta mișto? Mă bag pe post acum, nu? Poftim? O registrez pe post acum, nu? O să, măi, sărac. Nu, frate, te salut, nu mai vin. Hai grijă de tine. Sărac. Așa, mă, înghit-o pe toată, mă. Așa, mă. Așa. Mădălin, nu mă lua la jură că acum am ieșit pe live, toți voi măcar te găsă și o pană de atâți ani. Dă cercelul în jos că ai atâția ani, zici că ești tot o cutuniu, mâncați-și gura, dă dracu, ce e în capul vă? Pe dacă voi ăștia mari vă puneți cercei, vă scălâmbe, dracu, îmi dai de asta, dă cercelul jos. Cu aia, dacă ce vezi că acolo am zis 16 ani, nu ești nebunat. Salut, Ferrari, cum? Ce ai spus că n-am auzit? Îl am de 17 ani de vechi. Dă-l mă jos, mă, că ești dita omul, ai nebunit la cap, ce înseamnă aia la ureche? Îți dă alea de volan pe dreapta. Dar de ce, mă? Că nu e bine, ce e asta? Ce înseamnă asta? Bă, cercei pentru femei, mă. Dar ce relevanță are? Păi și tatuajul pentru războinic și barbar, nu? Păi eu sunt războinic. Eu sunt războinic, șefule. Știu. Bă, bune de nu sunt războinic. Să nu crezi că... În fine, nu stau să te educ, te pup, nu-mi place de tine că ai cercel, ești mare și nu-mi plac ăștia, tot o cutuniu, geaba asta, dacă bombeul te mai doare, nu-mi place, nu pot să am așa, nu-mi place. Bune. Zi. Mă uitam într-o zi la comentarii și zici, bă, Mădălin ăsta, ai un nume frumos, Mădălin, multe ori în Craiova. Așa. Să văd, degeaba are 45 de ani.
Bine, te mai am făcut mai mare. Și zic, stăm și pierdem timpul pe internet. Nu, zic, mă, așa e, are 40 ceva de ani, dar omul e cool. Te pup, italianule, ai grijă de tine. Bun. Dă-ți cercelul jos. Dar de ce, mă? La biserică nu mă duc? Asta nu-i problema. Nu trebuie să te porți cu cercei. Om de vârsta mea porți cercei. Nu e urât, voi veri. Păi nu am ce, de ce? Mentalitatea veche? E o mentalitate mai mult. Care open mind, mă, că nu vezi ce e lumea asta, dacă te mai vede, când văd, poți să primești sfaturi de unul are cercei și vrăjeală de asta, sau să fiu un tată, să fiu cu cercei pe mine, ești nebun? Da, da, doi copii. Să-ți trăiască, să-ți fie sănătăși, dar nu e ok, nu știu, punctul meu de vedere, cercelul sau și... La un bărbat e nasol, va atrage atenția de altceva. Tata, n-am ce... Pana mea nu știu, băi, nu știu. Știi că vin din militari, spar bani pe lăutari. E bă, ce zice la grijă de tine că ai rămas blocat. Nu am rămas blocat, mă cred că am crescut după 90, nu? Am mai crescut și tu, mă. Închiderea astea nu e din afară, nu? M-a părut cercei, tatuaj. Nu are ceva de când de schimbă. Rămâne blocat, o să vedeți, l-auzeam întrebat. Auzi, Măliane. Ardă până așa, băi! Ce faci, mă? La dâng! Salut! Tu bine, eu? Aaaa, salut! Ești haladim în cațești nimic! Ce faci, mă? Apă tulbure! Amărât, dar o duc bine, tu? Cum o duci bine? Că ai calorifer de fontă în 2021. Ți s-a dus dracu elemenții să moară, mă, cum să duci bine? De unde ești, bade, Ioana? Păi nu e, frate, cum? De aici, de pe lângă tine. De lângă tine. Ești ucrainian? Păi nu știu unde stai tu. Eu? Nu știu unde stai tu. În Zăvoi. Știi ce e la Zăvoi? Eu stau în casă. Bune? Păi nu, eu stau în casă. Eu stau în casă. Și eu stau în Zăvoi, lângă casă. Cu Zăvor. Mhm. Ia zi, mă, ucrainian. Păi Zăvoi e altceva, Zăvoi e altceva. Ia zi, mă. Pe mine astăzi mă cheamă Marian, pe tine? Alexandra, te pui cum altceva, mă, ce-l jos. Pe mine? Mă cheamă Mădălin și mă titulez Ferraru. Și eu? Bine, am încântat de cunoștință Mădălina Ferraru. Da, mulțumesc frumos. Doamna, cum ai zis că te cheamă? Doamna Pulă, presupun. Sau Cuscra Pulă. Ioana. Aha, Cuscra Pulă Ioana. Nu, nu, nu. Așa. Depinde cum te uiți. Momentan, nu poți să mă uit la tine decât cu scârbă, că ai față de țăran și perciuni, zici că e White Walkman în urechi. Ești pe vechi rău de tot să moră dacă te... Băi, țăranule, băi, coapură. Nu, așa a pus la vânsoare. Du-te, dracu, de țuică, de boască, de țuică. Bă, ești boască, de țuică, tu n-ai talent. Ai față de țăruș, ești de bun la cap. Încerci să te porți, dar ai o ceapă degerată. Du-te, dracu, de țăran. Așa, uite, țăranii ca tine să crei hala. Uite, degete ce ai, că-i cârnați. Ești că-i abanoși degetele tale. Și tu ești, bă, hala, uite, dracu, de nora, dracu. Ce ai, bă, du-te, dracu, să spun eu, asta sunt muncite. Trai de sobă ce ești. Pe tu materie de bărbat și ce ești. Ascultă-mă, direct lemn de foc. Și tu te vezi, mă, tu vezi ce față de cloș ca cu puii de aur ai, bă. Ai față de țărană, dar uite-te, o mică. Ia uite-te un pic în oglindă. Nu, uite-te tu un pic în oglindă, te-ai uitat? Eu sunt da, cu fața, te rog frumos. Eu am talent, mă, tu ai față de gigel, de faci balon, te dai cu coasa. Tu ești Radu Ile la față, ești nebun, pe vorbe, eu am talent, mă, nebunule. Tu ești un țăran roșu, nici măcar, ești un rac bețiv de bar, Aurel Cocoșatu de la bar, 6 bluze pe tine. Nu te, dracu, stau, pierd timpul, ești terminat rău de tot. Ești amor rău. Fraierii, dracu, ăștia să cred haladism, mă, țărani ăștia să moară familia. Un talent au să moară, băicuța mea. Sunați, mă, pula mea la 112 să scăpăm, dracu, de rablile astea de aici. El să vedea băia, mă. Hello, why you change me? Fută-mă și în gura ta. Bună. În gura mătii. Nu cu tine, nu te înjuram pe tine, domnișoară.
Mamă, uite un bărbat, mă, care are păr pe piept. Trească și Ferraro. Te pup, bosule, te pup. Aoleu, toți ne... La 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 la. Bună, domnișoară, ce faci? Uite, stau. Ce dracu ai făcut? Ai făcut conjunctivită la ochi? De ce? Di ce sau de ce? Di. Dacă la di zici... Dacă la D zici D, la cal cum mai zici? D? D, calule, D. A. Da, să vedem, oameni buni. Oameni buni. Deci ne dăm aici, în această mirobolantă seară. A, da, eu... aș muie să-ți dau. Dă-i în vizoc. Dă-i în vizoc. Ia zi, șefule. Ia zi, șefule. M-ai uitat? Cu ce? Cu ce? Am mai vorbit de amândoi. Nu știu, vârle, că dacă ar fi... Chiar mă gândeam acum câteva zile. Mă, ce-o face ăla? Mă, ce-o face ăla de-am uitat eu de el? Mă, chiar mă gândeam... Mă, chiar mă gândeam, ce-o face ăla de-am uitat eu de el? Ferare, nu fi rău. E faza când ți-am spus că ți-ai lăsat live-ul pentru fata aia cu produsul, cu cutare, nu știu ce. A. A. Am înțeles, da. Am înțeles, da. Nu, mă. Copilul și cu tare și... Te pup, vărule, mulțumesc. Te pup, vărule, mulțumesc frumos și ție, părinții, și tot ce iubești. Te pup. Te-am pupat, te iubesc. Te pup. Alexandra, mulțumim. Băi, unchiul Fester. Ia. Faci da, bă, dar da, ce ai, mă? Chiar așa bărba mare așa. Să moară, uite, nu, să moară, să trăiască familia ta, ce zici? Ce faci? Da, ce să fac? Ce am făcut și ieri? Tu ce zici? Bă, tot ce pot să spun era că dacă erai fiu, îmi spuneam numele Morcov. Ești era roșu sigur. Tot, să vor dacă te... ești roșu tot și cu tatuajele astea handicapate de nevul mediu. Stai că vine. Hai, zi. Nu, no, frate, nu. No. Te cunosc oarecum și nu. N-am cum. Ce dracu să zic? N-ai cum. N-ai cum. Sunt minus, nu, serios. Dar ce mă, minus cu minus face plus, frățiorul meu. Așa e în viață. Trebuie să ai încredere în tine. Du-te la piață. Vinde-te sigur. Minus cu minus fac plus. Fac, da. Corect gramatical. Da, stai un pic că te prind cu greșeală. Cum se zice corect dacă tot ești cu limba română așa? Hai zi, hai. Hai să văd dacă știi. Zi, frate, hai. Să vedem dacă știi. Am găsit o capră în pădure sau am găsit o capră în pădure cu liniuță? Asta e ceva la mijloc, vrăjeală, da? Mai e la vrăjeală, nu e vrăjeală. Cu liniuță. Da. Cum se zice corect? Am ce face sau n liniuță am ce face? Ei, aia era belește pură, da? Ai, ai văzut-o? Mă bucur că știi. Bine, frate. Bravo, băi. Ai trecut la clasa întâi. Ai văzut? Ai, te-am pupat. Ceau. Fraților, imediat acum vine pentru Alexandra o brăzicie de asta. Money. A, să dăm lumina asta mai tare, money, să se mănâncă. Bani nu au suflet să-ți dea iubire. Bani nu vor fi la greu lângă tine. Bani nu au suflet să-ți dea iubire. Bani nu te-ntreabă dacă suferi sau ți-e bine. De la bebe pentru Puța, pentru nevasta lui. Money, tell me can it buy ya, honey? Yo, I seen many millionaires broke down in tears. Many sleepless nights, living in fear. Money can't buy you love, so what's the deal, yo? So many people out there searching for that money, yo. Say what you want, yo, this game is real. Everybody out there, yo, I know how you feel. Sunt singur, singur în noapte. Nimeni nu poate să mă aline. Sunt singur.
ce bine. De la Bebe Sabie, pentru fila lui Izabela. That's why Tiger One got with ya. Let him know where the bunny goes. Way down, real low to the flow. Here we go. Money don't buy happiness, but everybody out there wants to hold and caress it. Love is the only spice of life, so don't think twice. Everybody out there grab a slice. Come on. Bani, bani, nu au suflet să-ți dea iubire. Bani, bani, nu vor fi la greu lângă. Stați un pic ca să înțelegeți, nu e Bebe Sabie ăsta de la Timișoara, fratele nostru. E al Bebe Sabie care e prietenul meu. Ca să înțelegeți o melodie asta. Doamnelor și domnilor. De la mine uraganul special! Și din partea lui fratele meu Costel Fișu, pentru fratele nostru, pentru Jean Brăileanu, omul care reprezintă noua generație în România. Robert Sabie din Canada, bravo ta. Boierul ăsta nu cumpără, nici nu vinde. La mintea lui pe toți vă face din cuvinte. Și își poartă eticheta, nu dă nas, nu dă valoare.
Ce? Iertați-mă, oameni buni, dar mănânc eu. Mister Nova, Nova, Nova. Mister Nova, Nova, Nova. Mi-am urcat dronul pe munte, la cota 3500, unde cel mai curat aer să nu simt miros de fraier. Mi-am urcat dronul pe munte, la cota 3500, unde cel mai curat aer să nu simt miros de fraier. Mister Nova, 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 de la mine pleacă moda, moda, vezi toată sunca soba, soba. Și pace spume ca soda. Mister Nova, 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 Alita, Cristina, pune mâna și mănâncă. La mine pleacă moda, moda, vezi toată sunca soba, soba. Și pace spume ca soda. Alexandre, ce-i mă, fomistule? Din partea mea, Miral Sunari! Din partea de foame! Dedic cea mai frumoasă melodie, bineînțeles, cu mare respect pentru mamă, fratele lui Sami din Dublin, pentru nevestica lui, pentru Ciolobana, care iubește cel mai mult mama copiilor lui! Andalante mea mea la căia că mei de ciumita. Alexandra, vrește mai aliște bandești așpară de foame. Hai rog de pașama, că fac la nochiia de ma. Hai țărtat butal de ma. Hai romnie pașama, că tu să mândru viața. Vă salut și la trei, dar vă salut peste tot, fraților.
Sorin Coman. E bun Ciricliu. Vreau să-ți mulțumesc nevastă Ciricliu. Că prea multă tu Aleam, Caini, la suportă. Și pentru iubirea noastră multe rele tu mi-ai iertat. De-aș da timpul înapoi, tot cu tine eu m-aș și zura. Regina inimii mele, ai să fii toată viața. Rămâi numai tu nevasta mea. Are, fraților, că facem, măi, ia studio, muzică bună. Ce să zicem, fratele nostru, îl știu pe Nichi de mulți ani, a fost însurat cu fata de la noi, Irina, de aici, îl știu de, nici nu face. Ba da, era cu muzică, era de întotdeauna. Bună seara din nou, domnul Darius, nenorocitul, escrocul, Lidia Stăncioiu, ce faci, iubi? Nu știu ce fac, domnișar, tu ce faci? Tu ce faci? Spune și mie ce faci. Te pup, jur. Te cerți cu lumea pe aici. Camelia Maria, te pup, te pup, te pup. Facebook-ist-o. Prașoveanco. Să nu mănânci că ei se uscoate, că e groasă treaba acolo jos. E, pula. Am mâncat, m-am săturat, loc de pula am lăsat. Ce vrei să fac acum? Să-ți fie de bine, șefule, te pupăm. A, unde ieși? Te duci, mă, Dariu, să te-ai făcut cam dubios de la un timp în viața mea. Ieși, intri, ce dracu s-a întâmplat cu tine? După masă copioasă, o țigare! Veninoasă, nu canceroasă. Da, hai să vedem ce dracu se mai întâmplă pe aici. Ce dobitoși de ăștia mai avem pe aici. Să vedem cu cine mai vorbim și noi. Cu cine mai dăm și noi. O, Cerbi! Ce faci, Cerbi? Te pupăm! Bine ai venit pe la noi pe aici, pe-n grădină. Pe-n grădina lui Ionă toate păsările dormăi. Oh, 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 oh. Aoleu. Băi, frate, da... Little Christian... 00 la mulți ani, Little Christian, la mulți ani 2022. Băi, dar numai copii, mă. Ești forță ferare, mulțumesc. Te pup, da. Domnișoara, din Austria. Mama, ai luat. Bună! Ce faci? Ala, la. Stai, fă să vorbești. Mă, cine ești, Don Quixote de la Mancia? Cine ești, mă, vere? Unde e Lancia? Don Quixote. În Irlanda se așa bun. Bravo, șefule, să... Vezi că ai client. Hai, te sun eu după aia. Ai de-aia de bagabantă la mână. Ai client, vine imediat. Pa. Gata, mă, și-a luat clientul. Să mă... Hai, dracu, să mă răf. Are client. Scatter Vlogging! Salutare, măi, frățiorule, te pupăm. Scatter Vlogging. Avea client, mă, om, avea și brățară de aia de țărpă la mână. Aaaa, au ceva tată! Te pupăm, măi, Alexandru. Luca Cristian, te pupăm, frate, bine ai venit în clanul Ferraru, te pupăm, frățiorul, bine ai venit aici în clanul Ferraru, te pupăm. Alexandru făcea treburi urâte, mulțumim frumos pentru 20 de nenorociți de ăștia, pentru 20 de balauri de ăștia nenorociți. Adrian Primaru. Me merau mi bactali, să la arăta. Stop. Aha, ne
Luca, bine ai venit în clan. Bine ai venit în clanul Ferraru, domnul Luca. Du-te, dracu, nu te cred cu aia. Dar de ce, mă? De ce faci asta? De ce faci tu asta? Ce să fac, om? Să mă dai dracu. Bă, te pup, frate. Te-ai schimbat părerea așa, instant? Nu, mă, dar nu, n-am zis de rău să mor dacă am zis de rău. Mă, dacă te băgam în burtă mai devreme, mureai de foame, mă. Pă bune. Tu ești, mă. Zi-mă ce faci. Faci live? Nu. Ai că nu. Te salut. Tentativă de omor la el la perete, da. Sperare? Da. Socheres, mă. Cum, mă? Socheres. I beg your pardon, sir. I'm not speaking Romanian gypsy. I'm speaking just English. Vorbește engleză? I'm gypsy. Dar să nu mă pui pe Facebook acolo, să mă vadă mea cum fac adres. No, bă, cine să te fac? Deci că ești de un... Ai tricou cu Rita, te cheamă Rita. Și? Dar cum să te cheamă cu Rita? Dar cu ce? E cu Iisus. Cu cine? Cu Iisus. Te las. Salut. Ce om nebun, la ca dacă e sănătos la cap. Uitați, oameni buni, ăsta e puiul lui Baboi. Puiul lui Baboi. Dacă îl știți pe puiul lui Baboi, copilul lui Baboi, știți că Baboi, copilul la vacă, nu mai zice mânz la copilul la... Ce faci, băi, scrocule? Ce să fac? Uite, venit la magazin, îmi cumpărai ceva de mâncare și intrai, am zis, vreau să dau de capra calmantă cu aia lui. Pe ce, pe aici? Da, vezi că e pe el, alerg după el, vreau să-l prind. Ia să-l, că vreau să-l prind și eu. Îl zăpăcesc o țiră. Te-am zis astăzi ceva, da, ți-am scris și nu mai răspund. Le-am... Gata? Da. Bravo, ha. Hai, te pup, pupi. Ciao. Te pup, Siliuțu. Pa. Pupă-l pe nepotul. Te pup, ciao. Te pup, pa, pa. Ciao, ciao, ciao. Bună, e superbă. Cum te numești? Yeah. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Are from Israel? Yeah. What is your name? Noia. Noia? Yeah. In my country, your name means you didn't take that. Your name means that. In my country, the name means beauty. Beauty? Of God. You are a beauty of God. How old are you? No, I'm... Dă-mi-ești pula în părul ăsta, m-a schimbat Beauty of God, futu-te în gură de arici, pogonici. Aoleu. De... Mă s-o cheres vere. Mă stă în cuță. Ce fac, Cristi? Bine, Mihai, tu ce faci? Da, pe aici că un strap de lană. Poftim? Mă plictisesc. Și de plictiseala asta plictisitoare? Păi ce să faci? Ai rămas blocat? Da, Glen Glen. Beauty of God. Era frumoasă gagica, degeaba ziceți, nu mai ziceți porcării, că era ce trebuie să vă arăvăs. Degeaba ziceți voi. Salut, șefule, ce faci? Pus câte unii așa să... Aroganți așa te uiți la ei. O cheamă Rita și vrea să fac... A, mă, nu-i posibil, la ceva eram dat de tine să moară mama, dacă te... O frumoasă foca aia, mă. Cine? Israelianca. Nu, mă, cine te-a întrebat, că știam deja că e frumoasă pa. A, mă, vere, ești numărul unu să mor dacă te intri. Zici că ești mangan de la cărbune. Aura, aura, superbă, da, e bombă evraică.
Da, bun. Bine. Ce faci, șefule? Păi nu mai e nici dracu, mă. Dar unde dracu e Radu? Bună. Eu, bună, mă. Eu am o frate ăla de face caterincă. Ce faci, frumușică? Bine, mă. De unde ești? Ce faci? Uite, vreau să mă... Poate să mor dacă știam că dau de el. Aici am intrat mai... Cu sunt dai de mine? Nu vezi că ai crucea în piept? Crucea roșie chiar. Da, mă, ce aia, treflă? Dama de treflă ești tu? Da. Da, tu ești turfa dintre aș da prințesă, între bărfași. A? Ești tu, melodia? Hai, stai cu mine, nu pe tine. Păi, dar nu vreau să meargă nici de cum. Eu vreau doar să stau cu tine, să vorbesc cu tine, să socializez cu tine. Caterinca, Caterinca, ce vrei să facem? Vrei să plângem? Ce vrei să zic? Că mi-a venit 200 de milioane întreținerea și să, sunt amărât? Asta vrei să spun? Bă, zici că ai nebunii la cap. Lasă-mă, apucă-te și tu. Apucă-te de PUBG, că nu mai, nu mai. Gata. De ce să mă apuc? Nu mai de la chirie, stai pe stradă și joci PUBG. Să te apuci de PUBG. Asta mai îmi trebuie acum. Cum te cheamă, că nu mi-ai spus? Mă cheamă. Cum, gură mare sau gură bogată? Că ai gura... Atâta, nu mai prostii spui pe aia. Gură mare, că mă cheam Cristina Gură de Fier. Cristina Gură de Fier? Auzi? Vezi că mâine pe mine apar pe TikTok cu zăpăcealul ăsta. Nu apar, serios nu apar. Deci îl urmărești, da? Îl urmărești, da. Mă urmărești. Ești tare, ce sau de asta, te pup atunci, te las, o seară frumoasă, ai grijă de tine. Luca Cristian, mulțumim frumos! Pentru donație, pentru gagica asta mirobolantă cu strugăreață. Se bucă Luca Cristian, mulțumim frumos. Ce fac, bă, șefule? Altceva, mă, mărând omnii. Aoleu, de tine am dat pupața în potul tău de când așteptam să dau de tine să mor eu de nu. A, păi faci de-astea. Ce faci, Lucate? Ce să fac? Uite, am venit și eu la plimbare aiurea, mă plictisesc, mă, acasă, tu ce faci? Uite, bine, câți 15 ani ai? Îmi pare rău, dar am 19 ani și nu, nu am. Mulți înainte să fii sănătos. Mulțumesc la fel. Catar-san. Catar-te, bă, Andorado sunt, tu Catar-san. Ando, cu zău. Să fii sănătoasă. Să nu mă pui pe YouTube sau pe TikTok, că pe bune ta e grav. Gea dracu de aici. Atunci, ieși, hai, te pup să fii sănătoasă, să-ți trăiască părinții. Bune cu sănătoasă. Dumnezeu înainte, hai. Mesam de vla. Na, sunt tu. Gea dracu. Băi, ce faci, mă? Haide. Austria, toate țările mâncau bajura, dar capra nu o găsim. Am găsit-o pe asta. Ma, ți-ai dat jos frumusețea? Hm? Mm. Cristiane, mulțumim, frate, încă o dată. Mamă, ce faci, mă, interlopul meu? Mă, să moară 2-3 înși. Ce faci cu mătrul meu? Bine, băi, viața mea, tot tu ești pe aceea, bă. Eu sunt, mă, să moară 2-3 înși. Ești idolul meu să moară. Eu sunt idolul tău? Pe Ivel, poate. No, niciodată, bă, băiatul. O să moară. Ce faci, mă? Bine, mă, uite pe ce te mă tatuiesc și eu. Hai, lasă să fii sănătos. De unde ești, Vere? Sănătate maximă. Din Craiova, Bos. Aaa, te-ți dă ea haladiz, voi mă, de faceți bani. Te-ți al sos de pește, voi. Da, din aia care cine mișcă, mișcă în brice, știi? Mișcă în brice, hai, te vezi, de la ocnă multă faci așa. Hai, Vere, te pup să fii sănătos, să-ți trăiască părinții și familia. Te pup, te pup. M-a adus sabia că tai copiii! Du-te, dracu!
Băi, da. Vai, e super. Ești cu brasca. Ți-a trecut? Mi-a trecut, boss, mi-a trecut puțin. Așa, să fii sănătos, te pup. Scusati, signore. Sono uno bambino. Ci sono un porco rocker. Cine dracu era la un porco rocker? Ce dracu faci tu? Ha? Nu mai știu nici cine dracu-i pe aici. La un dămân și nu-i dă Radu. Bună, fetelor. Nu mi da. Porc, n-aveam cotez, da. Of, 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 și un cartof. Am cartofi. Da, mă, nu-i posibil, eram dat. Uite, am dat purcelușul Pepa ăsta. Ia stați-mă un pic așa, că schimbă șmecheria. Schimb șmecheria, fraților. Schimb șmecheria, să dăm de nebunul ăsta. Vedem dacă dăm și noi de... Nu mai copii. Am mai dat o dată și de ăsta și de asta. O mai fi pe aici? Numai nebuni. E reluare, da. E în reluare. Bună, fetelor, ce faceți? Nu mă schimbați. Aia, da. Dar bă, ce-o fi Radu pe Moldova? O fi pe ce dracu? Țară o fi, mă, frate. La pe Moldova asta, da. Mamă, ce greu să încarcă pe Moldova. Sună la aia, la ce dracu să-l sun? Nu, sunt, mă uit aici la el. Și faci, băi? Bine, șop la Germania. De unde ești, băi? Din Iași. Și ce cauți aici? Cauți și eu, na. Ce se poate? Ce se poate? Ce nu se poate? Ce nu se poate? De muncă. De? De muncă. De muncă, de muncă, da. E muncă, da. Mai bine stai cu partea în altă, că mi-au ce aminte de cum arată hamburgerul. Așa, dintr-o parte să vorbim, dacă e serios. Nu? No? Da, ești cam, na, dolofan, așa știți. Păi și ce? Care-i problema? Da, nimic, azi, dai seama. Ce? Ai voie și tu sărești. Ai voie. Am voie, da. Mama. Câte kilograme ai? Asta, sunt la interviu aici sau? Nu, te întreb dacă vrei să-mi spui, că na, te văd așa, mai fizic de bodyguard și, na. La ce? Ai fizic de bodyguard. De bodyguard, poate. Bodyguard, da, asta, da. Da, mă scuzați. Nu face nicăieri, vă scuz. Doamne ferește. Când te nimerește. Da. Nu. Deci, câte chile ai? Deci, dacă nu vreau să spun, care-i problema? Păi nicio problemă, dar ca să mai vorbim și noi, să mai facem și noi un pic de caterincă. De caterincă de oameni, da, știu. Păi râde om de om și dracu de toți oameni. De tot pământul. Păi da. Hai, spune și o țigară că m-am... A mâncat să-și burată, că mă și bați. Dacă nu mă și bați, fii atunci ce zic. Florin Luceanu, te pupăm, frate, mulțumim frumos. Mamă...
Vârsta și necată, da? Se întreabă la femei. Dar de ce toate grasele sunt frumoase la față? Cine știe? Nu știu, toate grasele sunt cele mai frumoase la față. Nu. Știi că eu știu una care nu e. Care e? Varme. Și e grasă și e urâtă la față? Câte chile are? Nu știu, dar e pitic așa de statură. Aha. Și da. Tu, câți ani ai? Cât îmi dai așa? După, 23, după 20, fața mea așa, 23, 24. Ai niște ochi foarte frumoși. Da, mulțumesc frumos. Nu mai penis vezi în ei. Știu, nu? Nu mai știuleți, păpușoi, cum se zice la voi, păpușoi. Deci te glumim, să vorbim. Mai ales, deci noi mai glumim și noi. Da, știu. Ai iubit? Dacă eu aveam iubit, nu mai eram aici. Cu siguranță. Da. Da, trist. Și câți ani ai că nu mi-ai spus? Cât ai spus când ai? 23-24? 23-24, da. Pe aproape. Fix pe lângă. 25? 22. 22. Mulți înainte să fii sănătoasă. Mulțumesc. La fel și ție. Și ce cauți în Germania? Ești clientă fată la McDonald's? Ce dracu? Muncă. Ce muncă? Nu la McDonald's. Doar McDonald's, nu. Te rog. Sparanghel, căpșuni, abator mai ales. Mi-a ajuns. Ai muncit la o fabrică. Da, am muncit peste tot. Bun, bravo. Respect. Respect pentru asta. Pentru treaba asta am să te schimb, că ești muncitoare și bravo. Ai grijă de tine, să fii sănătoasă, îți urăm forță de muncă, spirit de echipă și dorință de afirmare. Te pupăm, domnișoara, cum ai spus că te cheamă? N-am spus, Gianina. Gianina, te pupăm, Gianina. Ceau. Bine. Muncește, frate. E mai rar. La voi. Salut. Ia-ți-l pe ăsta, salut pe șoarecil ăsta de silos. A, uite-l pe cucuiul de capră. Ne-a schimbat. Băi, Vere, dar ce e aici pe Moldova asta s-a terminat. S-a terminat pe bune. Trebuia să încarcă și netul e nașpa la aștia. Bună, ce faci, Mary? Da, nu stau așa să mai... Cât mai stai pe live? Mai stau un pic. Merau mi pactali. El capa din tutti frutti, tu ești. Ce faci, mă, șefule? Bobiță, am mai vorbit mai devreme, îmi cer scuze, nu? Știu, mă, tu ești ăla cu Jiu, de Jiu. Cu Jiu. Îmi dai voie să te întreb și eu ceva? Dă-i drumul, dă-mi prima, întreabă-mă. Nu, să nu fie dă-mi două, că nu se răspund. Bine, din prima te întreb. Ha. Dacă ți intră muscă în ochi și o pulă în corp, pe care o scos prima? Nu știu, că dorm. Dor cu gura deschisă. Cum? Dor cu gura deschisă. Bine, gata, am înțeles. Ai grijă că s-a ascuns musca la tine aici. Uite aici. Da, aici, ha. Aici. Știi cum e, musca trage la căcat. Te pup. Da, știi. Te ceau, ai grijă la tine. Aia, da. Nu ies, nu ies afară. Florian Luceana, te pupăm, mulțumim frumos pentru donație, mulțumim tuturor oamenilor care... Altceva, altceva, magică frumoasă. Frumos. Te pupăm, ce faci? Te pupăm, ce faci? Nimic, stați, dar voi ce faceți? Ce să faci? Ce să faci, măi? La sutienul ăla bătrână? E pe vechi rău de tot. E pe vechi rău de tot. Zici că ești din filme porno-galea rusești. Să mor eu. Să mor eu. Aure, băcață, ești gălată. Привези, возьми тарелку, ешь на тарелках, ты сейчас не засрёшь. Ты сейчас мент, сахар,
Ce nas ai? Ce pulă de buldog francez nasul tău. Futu-te în gură de urât, ha dracu. Salut, frate. Bună, ce faci? Să-l pun Marius. Naniatăm, carasăm, carasăm, aiașcăm, 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 carasăm. Hai ascăm, hai, pe dacă nu-l găsesc pe radu, mă-n pulă, ce dracu, dau 42 ore, dă-l în pula mea de aici de rabă. Ma. Nag, dă-l în pula mea, nu-l găsesc. Și-ai de una, și-ai de două, și-ai de trei să-i dăm bătăi. Și-ai de tere, 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 tere. Te pupăm, Dariusică, relax, relax, la toată lumea. Bună! Ce faci? Au, tău, mă, și pe asta. I am Karasov! Bună! Da, bună. Salut, cum e trebuie? Băi, așa o întrebare pentru tine. Băi, fii atent cum facem. Dacă nu zici din prima, nu-ți răspund la ea. Păi, eu zic, îți dai seama, din prima și jumătate odată. Mai mă zi. Uite de aici, fii atent de aici. Caut și o fată să aibă troaca cât paharul ăsta, să îndrept și o țeavă de un metru jumătate în ea. Poți să-mi găsești pe acolo, pe la București? Da, frate, de obicei ăștia care se laudă așa să pișă pe coaie, așa pulă micau. Băi, nebunule, am zis o țeavă. Țeavă? Am înțeles. Țeavă de un metru jumate. Altceva, mă, ești alt sos de pește, bă, cu metru, ce să zic. Te pup, ai față de lumberjack. Ai față de tăietor de lemne. Hai, te pupăm, da? Lumberjack-ule, pa. Lumberjack. Lumberjack, lumberjack, da. Așa, vezi. Hai, te pun mai mult ca roșii și castraveți, uite cât a cap aici, că ești bulgar să moară, mamă. Și a cap ai de roșii și castraveți, s-a terminat cu tine. Stai puțin, frate. Cum, mă? Stai puțin, te rog. Măi, băiatule, zici că ești pelican din profil, să moară, măicuță. Mersi. Așa, stai puțin, mai și băiatul ăla cu care ai vorbit și ai să nu mai da flow la persoane și chestii, iară s-a apucat, n-a înțeles nimica. Păi ce crezi că poate să înțeleg? Crezi că poate să schimb cu o floară, faci primăvară, tot ce știe el face. Ultimul terminat. Da. Măcar ai vorbit frumos, mersi. Hai, te pup, te salut, ceau. O, oh, salut, boss. Te salut, mă. Ce faci, mă? Bine, o. Ce-i sub, mă, când erai mic? Heliu, ce dracu ai sub, dar arăți așa? Bă, tu ai tricou cu SpongeBob și vorbești cu mine, mă. Mâncaie carasul lui SpongeBob, dă nebun. Zici că ești sora lui Andra Gogan, nu te iei în pula calului de nebun. Uitați-vă pe sora lui Andra Goga, de ce jur de mult, bă, că mea și pula în cociugul lui mamaită. Tă bulangiu sudat, așa? Dă-te, dracu. Taci tu, bă, fierarule. Fierarul e ginecologul, fierarule, bă, ginecologule, dă-te, dracu. Fă-te gură, Stefan, nu cobor. Nu mai stai, că nu cobor, trebuie să fac content, frate, că am lipsit atâta timp. În pula mea. Vă sun mai încolo, într-o oră, așa. Aia mână, aia mână, aia mână, aia șcăm. Ce faci, mă, porcul rocker? Nu mă mai face porc, că mă intimidezi. Ia fă-mă guiță. Nu fac guiță. Guiță că te schimb. Guiță. De ce râzi de mine? Ce ai, mă, cu guiță? Ia mai fă-mă, frate. Guiță? Firai al dragul să fii. De ce refuzi fetele, boss? Alexandra, te pup, băi, bossule. Alexandra sunt vecinele mele. Asta e, cum o cheamă, mâncavașura voastră? Tău, bă, nebuna asta, mă, și cum o cheamă să moară familia mea? Uitați-vă și voi. Dar a fost la Insula Iubirii, Dana. Dana și Andra sunt vecinele mele de am copilării cu ele. Dana criminala și... Mamă, cât amână ai, șefule! Hai să facem, fraților, 97 de cauri. Haideți, fraților. Cât suntem pe live, Jerry? Cât suntem pe acest live? Ali, gândește-te, le pupăm, da? Ali, gândește-te la bărbații tăi ferare. Ali, o să mă gândesc doar la măta.
Când mi-a sub pula și mi-a intrat un coi în comă și ai ieșit tu. Ești nebun la cap. Măta făcea asta, schema pula coi în comă. Băga-mea și pula în rasa voastră de răgăliile, dracu, bună? Ce faci? Aude astea pe-n jur. Salut, Ferraru, ce faci? Salut, mă, ce faci? Ai prins fața menghină? Ce dracu ai pățit la fața? Nu mi-am prins, bro, fața menghină. M-am operat la față, că am căzut. Ai rămas bușit? Să-ți unde ai căzut? Da, am dat cu nasul în cur. Ai. Uite ce tâmpenie ai făcut. Măcar ți-a rămas miros de acolo ceva? Da. Și o pârle, nu știu ce, pește. Da, să fii sănătos. Câți ani ai? Am dat, nu, am dat cu capul în clanță la uși, să mor dacă am clanță la vreo uși. Și ai rămas cu broasca de desfăcut. Ha? Haide, uite, lasă acolo, te pup. Ferrar, mamă, ce, e prea bun băiat ăsta. Îți place vaca mea? Da. Mulțumesc. Uf. Oh, te pup, Ferrarule. Te pup, mă, mâncați și gălata. Ce faci? Mamă, ce... Bine, uite, te căutam. Ce vrei să-mi zici? Te salut și că să zic că te respect greu. Te salut și eu. Ai grijă de tine. Să culegi tine. Te salut și eu, ai grijă de tine, să culegi doar ce e bun de la mine, nu în jurăturile și prostiile. Te pup. Evident, te pup. Ceau. Bună, ce faci? Bună, bine, tu? Mai te paci, ești chill așa, ești liniștit, îmi place de tine. Ai un vibe bun. Mulțumesc. Cum te numești? Mara. Mi-au auzit prietenii de pe Discord, în caz că auzi ceva cu prietenii mei de pe Discord. Faci cumva live? Nu. Eu sunt doar gamer, sunt colonel Call of Duty. Mi-am pierdut un picior în ultimul meu act și cam atâta. Spune la mâncătorii aia de căcat la poștele alea să stea jos, patru că sunt corigeni, sunt dobitoși toți. Ai înțeles? Hai, sugeți-o băi, fraierilor. Te pupăm, Mara, ai grijă de tine. Nu mai sta cu lichelele alea pe Discord. Băi, de ce m-ați schimbat, mă, data trecută? Ce v-am făcut eu, mă? Nu mai e vorba de noi în relația asta? Fă firațele, dracu, de sorcovele, dracu. Sorcovele, dracu. Nu te jur, fă, pătite, dracu, de chioară. De urs, dracu, băga mea și pula. O, fă, băga mea și pula vii tăi, că eu morți dumba pula, că e rupt la steaudă. Bună? Bună! Ce faci? Bine, tu ce faci? Uite, bine, așa, ai o față de țânțar, cred că îți place să sugi ceva. Nu. Nu, bine, pa. Hai, Mr. Love. Bună seara. Salut, Keanu Reeves. Poți să ne spui ceva actualmente, adică ceva să ne impresioneze, că avem așteptări foarte mari la tine, Keanu. De exemplu, ce în plasticul ăla? Ce? Porcul de Crăciun, jumările, cărnații sau sacoul lui tata? Aici e sacoul lui tata. Uh-huh. Aici e de la dăbaș mortul. Așa. Și aici stau de dormit, îl trag așa pe mine, că mă culc. Și dresul unde? Keanu Reeves are dres. Păi are dres, mă? Păi am partea, dreapta uite aici, am undulat și aici am undulat. Câți ani ai și de unde ești? Am 16 și sunt din Suceava. Mulți înainte. Și cum te numești? Salut, Radu. Salut, Radu. Ai față de Radu, așa să știi. Te pupăm. Ai grijă de tine. Salut, salut. Repede, Alexandra, ia de nu în ochii de umbră. Hai de vină, necătare, mamă, ce... Păi, te-am întâlnit de 2-3 ori în seara asta. Ce vrei, mă, să-mi arăți cu mânuța aia? Ce înseamnă asta? A, așa să pui mâna... Bună, fetelor! Alexandru Paven, Ermben. Nu dau de dobitoc, nici eu nu dau, frate. N-am dat de el deloc. Dacă dau de... Bună! Mănânci. Că te îngrași, mă. Salut! Salut, mă. Salut. Ne la zic pe nume. Da, cineva. Ești genul ăla de copil retardat, așa, știi ce zic? Cine? Nu te-a întrebat. Știu că faci live, da? Da-mi treabă cu tine. O zi plăcută.
Te salut, seara e, să știi. Pa. O seară frumoasă. La fel. Dirinca. Oh, salut. Salut. Ce faci? Uite bine. Păi, vreau să am și eu, să vreau să dau un sfat către toți românii. Băi, nu vă mai futeți cu chinezi, mă. Uite, ești român, chinezi, mă, ca v-aș vrea. Ce-ai făcut mai? Te-ai constipat, tățivă, chiar așa, ce-ai? Ai mâncat orez? Ai, ferarule, ce mă înjuri așa urât. Bine, te salut, ceau, dacă mă cunoști. Da. Sigur. Bună. Bună. Haideți, fraților, cu like-urile, haideți, fraților. Bună. Salut, ferarule. Salut. Și mai dobitoși, mă. Hai să băgăm o melodie frumoasă. Ca să mai înveselim atmosfera asta. Albe. Lasă-l dreacu cu gagica la urmă. Ia vino în coace, treci în coa. Lasă-l băgaci că tu îmi paci. Lasă-l de Alberte, numărul 1. Poți să se ataci, dacă zice ceva, mă jur, ți le-au la capaci. Fă. Ia vino în coace, treci în coa. Lasă-l băgaci că tu îmi paci. Poți să se ataci, dacă zice ceva, mă jur, ți le-au la capaci. Și știi că nu-i vrăjeală. Eu te fac să zâmbești la probabil te înșeală. Și nu o la în glumă. Dacă mă enervează, sunt prietena aia bună. Hai de riri, hai cu mine militari. Hai amândoi să spargem bani pe lăutari. Hai să fim cei mai tari. Sau du-te cu ăla și o să fiți doi boschetari. Înțeleg, ești mai mare cu 5 ani. Ești mai mare cu 5 ani. Îți place de mine sau îți place că vezi bani? Sau îți place că vezi bani? Fă. Ia vino în coace, treci în coa. Lasă-l băgaci că tu îmi paci. Poți să se ataci. Dacă zice ceva, mă jur, ți le-au la capaci. Fă. Ia vino în coace, treci în coa. Lasă-l băgaci că tu îmi paci. Poți să se ataci. Dacă zice ceva, mă jur, ți le-au la capaci. Sunt vagabond și nu trebuie să afetac. Am grijă de tine, nu trebuie să-și bată cap. Vorbește ca retardat. Sunt alber nebunul, nu mă compara cu altul. Ei, o să mă cauți dacă cad la pușcărie. O să mă sun ca să îmi ții companie. O să mă fac să zâmbesc dacă nu simt bucurie. O să spui că mă iubești și că nu dețin hârtie. Fă. Ia vino în coace, treci în coa. Lasă-l băgaci că tu îmi paci. Poți să se ataci. Dacă zice ceva, mă jur, ți le-au la capaci. E jale, mă, cu Alexandru. Zic aici. Tataie, te bagi într-o afacere. Da, tataie. Ce faceți, copilele lui tata? Ce drăguț. De unde sunteți? Târgu Jiu, tu? Dumneavoastră? De aici, de la Focșani. Te bagi într-o afacere. Vă băgați. Doar dacă vindeți buvnițe. Ha? Am văzut aseară o bufniță moartă. O vrei? Bufnița și pula în gât de copil handicapat. Da, chiar am văzut. Aude, ce prost sunt, mă, sună. Doamne. Da, mă, sunt terminat rău de tot. Când un panoramă, domnul să nu se moară, mă, de-a copii. Respect, vă salut pe toți, frate, vă salut pe toți. Numai bine, vă mulțumesc frumos că mă susțineți, vă mulțumesc frumos la toți oameni. De ce nu merge să link? Păi, Danielo, nu ai de-asta, ai iPhone. Și cu iPhone nu merge, intră pe Luandra. Bună, ce faci? Bună, bine. De unde ești? Din Pitești. Să trăiești, păi, dar de ce te-ai, nu știu, te-ai schimbat așa dat? Te-ai frustrat, te-ai rușinat. Câți ani ai? 15.
mulți înainte. Să fii sănătos. Ce cauți pe site-ul ăsta pe aici? Vorbesc cu niște prieteni. Pe site-ul ăsta? Nu, pe Discord și nu știu. Am înțeles. Bine. Te pup, ne vedem în etapa următoare că faci 18 ani. Ceau. Ia zi. Mă auzi, Alexe? Te au Mariane. Ce ai, mă, te-ai bătut, mă, ta? Ai rămas cu origen, mă? Ferrari. Stai, mai rămas cu origen, ce ai, mă, de aici plâns așa? Ferraru. Salut, salut. Ai donat, ai salut, donat, donat. Salut, mai bine. Bă, povestesc până mâine. YouTube. Pe YouTube. Ferraru Instagram, Ferraru nu știu cum, Poison, te pupăm. Ce faci, mă? Tu ești ăla care registrezi, băi. Și tu ești ăla care taie lemne, mă. Care taie lemne. Ce faci? TikTok-uri. Ce faci? Da? De unde ești? De unde? Ce faci? Bă, m-ai făcut compot de oase, frate, și compot de șosete. Eu? Poate de ciorapi. Da, 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 de ciorapi, așa. Aha. Și? Ai gustat în el? Bun. Să ai poftă. Mersi, frate. N-ai pentru cum. Da, da, da. Băi, bună. Ce faci? Da, nu dăm și noi de cineva pe aici. Fraților, cred că intrăm pe story time. Nu se mai poate. Să mai poate așa ceva, n-ai cum. Stați dracu, să dau lumina asta, că pe ce ca în chelia asta să nu mă rămâns. Băi, ești prost. Coi, n-ai. Da? Ce faci, mă? Salut! Ce-o? Frate, să te întreb și eu de unde ai luat carnea aia de mici? Ce carne de mici? Doi ai în cap. Sunt dreaduri. Ce sunt? Dreaduri. Dreaduri? Da. Ce înseamnă asta? Educă-mă că nu știu, sunt mai bătrân și nu știu. Părul încălcit. Încălcit, nu? Da. Dar ce te ajută dreadurile astea? Bă, nu mă ajută cu nimic, numai că îmi stă mai bine și cum am părul crescut, am zis, pula mea, hai să-l fac. Am înțeles. Și câți ani ai? Câți îmi dai? 15 ani, mai mult. 14. Mulți înainte. Și ești depresiv așa la 14? Nu, sfumat în pula mea. Cum ești? Fumat. Fumat? Droguri? Da, da. Păi și la ce ți ajută chestia asta? Mă simt fericit. Păi ești fericit. Ai părinți? Da. Și ei știu că tu faci treaba asta? Însă la mine în casă, fac ce vreau. Păi nu ești la tine în casă, ești la ei în casă momentan. Păi na. Și ca să respecti munca lor și ca să duc la muncă și ca să te întrețină, să te ofere tot confortul, trebuie să răsplătești și tu cumva, nu prin a fuma. Bă, măcar fumez din banii mei. Dar nu contează cui bani sunt, contează cum îi respecti tu pe ei ca părinți. Că dacă ei nu erau, tu nu existai acum și nu aveai dreptul la nicio fericire. Știu. Păi, știi că drogurile nu sunt bune, ești perfect conștient. Știi că țigările îți fac mai mult rău decât altceva. Într-adevăr, dar este un viciu mult mai normal decât viciul ăla care l-ai tu. Viciul ăla, hai să-ți explic ce-ți face. În general, chestiile alea te degajează de la probleme, știi? Te detașează de la probleme, da? Da. Automat când ești detașat de la probleme, uiți că toată lumea, toți ne dorim chestia asta, știi? Să ne detașăm de probleme, știi? Da, dar chestia e că ești detașat temporar, gen după... Pe temporar, dar când chestia asta devine permanentă, practic pierzi tot timpul și toată noțiunea timpului. Da, știu. Înțelegi? Și aici și aici, nu mai te dezvolți. Deci nu sunt ok chestia asta. Știu,
Asta înțeleg, că gen, puie mei, e ok, dar ocazional, gen, nu tot timpul, știi? Gen, o dată pe săptămână. Cum ai spus că te numești? Eusebi, păi. Cum? Eusebi. Sebi, hai să spun o chestie. Și care e cea mai mare dependență în viața asta? Care? Hai să-ți o și relatez. Poți să te lași de chestiile astea? Da. Vezi? Asta e cea mai mare dependență. Lucrurile care tu crezi că ai control asupra lor, dar nu ai. Cu timpul nu vei mai avea control asupra. Deci astea sunt chestiile cele mai dependente în viață. Când zici, băi, eu pot să mă las asta, dar nu vreau. Și ce zic, aia e cea mai mare dependență formează chestia asta. Știi ce zic? Da, știu. Motivează-te altfel. Investește în tine. Pune mâna pe carte, pune mâna pe ce vrei tu, muzică, artă, orice. Lasă căcaturile astea. Astea nu aduc nimic în viața ta decât o să fii gen fericit singur. O să ai probleme singur și toată lumea o să fugă de tine. O să te conjuri de oameni falși care decât pentru 5 minute astea de plăcere, 10 minute cât te ține un cui din ăla, ai înțeles? Vreo 4-5 ore. 4-5 ore alea. După aia te trezești la realitate. Realitatea e crudă. Și cu cât înaintezi în vârstă, realitatea e și mai crudă. Înțelegi? Nu stagna. Nu sta pe loc. Și ce zic? Nu stagna. Fii șmecher. Asta o toată lumea poate să facă. Oricine. Lași. Un laș face asta. Să lupți, să te chinui, să faci ceva, e foarte greu. Nu toată lumea poate să facă chestia asta. Ascultă-mă ce zic. Și plus de asta, gândește-te la părinții tăi care... Ce domeniu de activitate au părinții tăi? Contabil. Contabil. Și taică-tu? Nu amândoi. Ceva cu asigurări. Asigură. Gândește-te că să duc 8-10 ore la muncă acolo și practic au trăit sau însurat sau ce au făcut acolo, ai înțeles? Au făcut o casă, o masă și un copil care tu ești fructul lor, fructul fericirii lor. Înțelegi? Da. Și au investit în tine exact ce au ei mai bun. Gândește-te că dacă ar ști chestia asta, va durea nu că rău. Gândește-te tu să crești un câine așa de mic, uite așa, și să nu te asculte, să te muște sau să fie rău. Sau, indiferent cât l-ai certa, că el e nebun, ai înțeles, să aleargă stânga-dreapta, știi ce zic? Dacă îl calcă mașina, pe cine doare cel mai rău? Pe tine, că l-ai crescut, nu? Că e al tău, tu ai investit în el. Înțelegi? Așa sunt și părinții tăi. Crede-mă ce zic. Lasă porcăriile astea, nu-ți aduc nimic bun. Crede-mă ce sunt mai ales la 14 ani. Serios. Nu-ți aduc nimic bun. Ca să fii, ce îți lipsește? Vrei să fii în trend sau ce? Nu. Ca să fii în trend, în primul rând, nu trebuie să ai dreaduri. Tunde-te la chelie, uite așa. Să ții minte, du-te la sală, îmbracă-te mișto, citește, ai înțeles? Și fă sport zi de zi. Să vezi peste câțiva ani, la 18-20 de ani, când veni cu niște brațe așa, un piept așa ca lumea, și o să ai alt fel de oameni care te abordează. Așa, dacă stai să te duci dintr-o modă în alta, nu o să faci absolut nimic în viața asta. Nu, gen, nu sunt cu chestia asta cu e la modă sau nu e la modă. Gen, fac ce-mi place mie. Gen, uite, de exemplu, mie îmi place desenul. Eu nu o să mă pun să când dacă îmi place desenul, că vai că e la modă să fii rapper. Ascultă-mă, nu e vorba de asta. E foarte bine că îți place desenul și se vede după modul tău de vorbire că ai o familie bună, nu ești așa de capul tău. Problema este că... Cum ți se pare generația din ziua de astăzi? Depinde la ce generație te referi. Dacă generația ta, generația ta, clar. Generația asta alfa vă pot numi. Sincer, majoritatea suntem niște ratați. Nu neapărat. Și tu vrei să fii unul din ratația? Nu. Tu știi că mai târziu noi, ăștia bătrânii, o să avem nevoie de doctori care să ne trateze? De ce nu poți fi unul dintre ei? De ce nu faci ceva pentru noi? Să ne salvezi. Tu, de la tine vine schimbarea. Cineva așteaptă schimbări de la tine. Noi, bătrânii, așteptăm schimbări de la voi. Vremurile noastre au fost foarte sărăcăcioase și n-am avut privilegiile astea. Să stăm pe telefoane, în casă, la căldură. Erau vremuri foarte nasoale și foarte creepy, cum să spun. Știi ce zic? Vremuri de care acum ți este rușine. Acum accentul și amprenta se pune pe țoale și războiul ăsta word to word. Ce față ai, ce ai, ce ești fraier, ești mecher. Ai înțeles? Da. Războiul ăsta verbal câștigi doar 5 minute cu el. Ai înțeles?
După aia ești același nimeni cu cuvinte. Și ce zic? Fă ce trebuie să faci. Fă ce trebuie să faci. Și ce zic? Da. Gândește-te la lucrul ăsta și că noi, generația asta, avem nevoie de oameni care, uite, de exemplu, poate să ne faci autostrăzi dacă zici că ești pictor. Să ne faci... Tatuaje. Mă duc pe tatuaje. Nu trebuie să te... Ascultă-mă. Da, e un lucru rău. Problema este că ai putea să faci chestii foarte mișto și foarte constructive, dar dacă știi să te motivezi, să te pui în valoare, pune un pic de preț pe tine. Ia puneți un pic ambiția la, păi, cine sunt eu? Pot, mă, să mă las de lucrurile astea? Ia, mă, ia să renunț un pic la asta, ia să fiu și altfel, să vedem cum e și altfel. Și ce zic? Catapultează-te undeva într-o lume în care oamenii au nevoie de tine. Și ce zic? Lucrurile astea care le faci tu poate să le facă toată lumea. Să stau să fumez un cui, să desenez. Dar dacă te pui un pic de preț pe tine, poți deveni ceva, înțelegi? Trebuie să lași în urma ta ceva. Ai înțeles? Da. Și ca să lași în urma ta ceva, ai nevoie de cultură generală și de foarte multe cunoștințe. Asta e bogăția și cheia succesului. Cunoștințele. La final, când trage, nu hainele, nu dredurile, nu baboii din picioare, nu fumurile, nu nimic. Înțelegi ce spun? Da. Băi, m-aș fi bucurat să înțelegi ceva din toate astea. Am înțeles, sincer, chiar o să încerc să fac o schimbare. Te rog, doar încearcă, doar încearcă. Gândește-te doar atâta. Oamenii bătrâni au nevoie de voi, de tineret. Avem nevoie de voi. De ce? Să deveniți medici, să deveniți arhitecți, să deveniți ceva pentru noi. Că noi nu am reușit, unii dintre noi. Sunt și oameni care au reușit, dar unii dintre noi nu am reușit. De ce? Nu era situația acasă de așa natură încât să ne permite în școală, trebuie muncă. Înțelegi? Schimbă-te și fii ceva pentru noi. Poți să devii un doctor, poți să fii un arhitect. Ajută oamenii. Gândește-te că ai o responsabilitate aici. Ajută oamenii. Nu-i distruge și mai rău. Știi ce zic? Da. Te salut, Eusebiu, ai grijă de tine? Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine. Numai bine. Ai grijă ta. Ciao. Și tu ai grijă. Ciao. Oh, 14 ani. Mai stă cu Omega, știi? Da. Fraților, avem și noi melodia lui cumătru nostru. How, how, mau, mau. Și după aia un story time. De fapt, facem un story time direct. Ne apropiem de sfârșit de emisiune. Este ora 1 noaptea. Da. Întrebări, răspunsuri, like-uri, donați. Nu mai văd nici goalul, nici asta, dar 6884, n-am reușit să facem 7000. Noroc cu Alexuța noastră și cu câțiva ai noștri care au fost alături. Da. Da, fraților, cam asta este generația din ziua de astăzi. Ori să înțeleagă cum nici noi n-am fost pe placul la ăștia bătrâni. Știți cum e? Nici noi n-am fost pe placul lor, dar cu timpul ne-am perfecționat. Au nevoie de încurajare, au nevoie de, nu de ceartă, pentru că majoritatea dintre noi sau majoritatea care am avut o copilărie, să-ți lași fericire ce i-ai dat o educație perfectă. Nu dau o educație nimănui. Ceea ce am spus eu n-a schimbat niciodată pe nimeni. I-a schimbat ceea ce eu înțeles. Problema este că tonul într-o discuție și orice tonul judecă 99% din conținut, tonul. Dacă știi să-i spui să-l îndrumi cu un ton adecvat corect,
vei avea rezultate. Dacă îi impui, nimănui nu-i place să îi impui lucruri. Alexandru Pavel, o oră față în față de vorbă. Alexandru, din păcate, sunt mulți și eu sunt unul singur. Au nevoie să învețe repede că le place de fapt, frate, că e posibil să sunt așa, să le place pe drum bun. Fraților, este o diferență între sunt au accesul la informații și accesul la informații te maturizează foarte mult. Doi la mână, afișajele astea și tot ce se afișează pe internet, vorbele urâte și astea, clar cred că totul e condus de forță sau de forță verbală, știi ce zic? Fără baze solide, ai înțeles? Și clar, nu mai vor să investească nici, vor doar țoale, haine, dreduri, lanțuri, vrăjeli și fumăcioși, căcăcioși, iată că problema nu este la ei, problema este la părinții care nu își educă copiii. De ce? Pentru că a unii, uite, compromisul de a face bani și a petrece timp cu copiii, rezultatul este clar. Da, ieși afară că trebuie, da. Problema este la noi, la oamenii mari, că noi oamenii mari comitem greșeli mai multe decât oamenii mici câteodată. De ce? Pentru că, după cum vă ziceam, întotdeauna v-am spus chestia asta, lumea niciodată nu se va termina datorită oamenilor răi. S-a va termina datorită oamenilor buni care văd oamenii răi și nu fac nimic în legătură cu asta, subestimându-i sau ca și format să aibă e prost, dar ce mă bag eu? Nu mă interesează, lasă prostul. Nu, contribuie un pic la schimbarea lor, dar nu prin a certa sau a părea superior. Ajută-i, că dacă îi ajuți, bă, frate, lumea nu mai se implică în nimeni, în nimic. Într-adevăr, implicarea costă, exact ce spune și Iisus. Du-te și spune numele meu, dar nu te aștepta la, ai înțeles? Adică așteaptă la cel mai rău. Înțelegi? Asta este viața. Bahabulii, doamne, câți retardați. Vreau să urez o seară frumoasă tuturor oamenilor care m-au urmărit în această seară. Vreau să urez o seară frumoasă tuturor membrilor mei, moderatorilor mei, susținătorilor canalului. Mulțumesc frumos lui Cristinelu, unul lui Darius Sică, lui Alexandra, la Hefa, la Canta, măi loca, la Alexandru Paven, lui Cristinelu, la toată lumea, frate, lui Constantin, lui Sergiu Tamaș, care n-a mai avut probleme, dar Alin Talentin, Viorel, Jerico, Dobricanu și mulți alții. Vă pupă Alexandru Paven, toți. Cosmin Tereu, fraților, vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine, vă mulțumesc frumos că susțineți canalul, vă mulțumesc frumos pentru like-uri, vă mulțumesc frumos pentru promovare, pentru comunitatea mea matură, sunt mândru de ea, de comunitatea mea matură sunt mândru de ea, pentru că mulți au comunități, probabil mai mari ca al noastre. Dar eu mă mândresc că am o comunitate matură și oameni cu capul pe umeri, nu știu ce zic, 2 lei, 3 lei. Nu prea mă promovează ei că sunt oameni cu probleme, cu familii, oameni care au așa și nu ca copiii ăștia de internet să promoveze șoarici ăștia care latră la sălcile plângătoare. Știi ce zic? Vreau să vă dedic și o melodie asta de sfârșit, după cum bine știți că așa termin live-urile. Vă pup și vă urez o seară frumoasă tuturor oamenilor. Când se culcă șapte gânduri pe secundă și chiar dacă țipește la trei noaptea se trezește, la trei noaptea se trezește. Din toate gândurile ai, unul nu-i dă liniște. Pierde zile, pierde ani cu gânduri să facă bani. Din toate gândurile ei, unul nu-i dă liniște.
pierde zile, pierde ani, cu gândul să facă bani. Mai lumea să zâmbească și tu te culci. Omule, suflet fără limitare. Ăsta-i scopul, de-aia am fost dat. Uitați de like. La sfârșit, la sfârșit cu ce te alegi, poți să dai la ceasuri foc. Timpul nu rămâne în loc. Cu averea ce-ți rămâne, nu ai cum să-ți cumperi zile. Nu ai cum să-ți cumperi zile. Și tu aș vrea să mă buscă, de țigară. Plângi că ai îmbătrânit și că ai rămas fără timp. Și tu aș vrea să mă buscă, fum cu fum dintr-o țigară. Plângi că ai îmbătrânit și că-i rămas fără timp. Omule, suflet fără limitare. Omule, nimic nu te satura. Ne pup, dar îmi zic că mare plăcere de acceptare să te gândești că să fie. Spune-mi pentru ce ane. La sfârșit, la sfârșit cu ce te-alegi. Salutare, oameni buni, vă pup, vă mulțumesc la toată comunitatea. Nu uitați să dați share, să distribuiți, să dați cât un like, vă rog frumos. Aveți grijă de voi, mai avem un pic, facem 100.000. Să vă trăiască copiii, familia, părinții, frații, nepoții. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să trăim așa cum trăim zi de zi, cu bune, cu rele, să fim oameni din oameni. Vă pup, al vostru Ferraru. Ciao!